Salutare! Noi suntem în Dodi. Astăzi continuăm discuția cărții lui Murray Rothbard, Etica Libertății, și discutăm capitolele 13 și 14? 14 și 15. 14 și 15. Despre copii și drepturile umane ca drepturi de proprietate. Da, înainte de a intra în discuția cărții efective, o să vă rugăm jos să apăsați pe butonul de like, pe butonul de share, dacă vreți să împărtășiți video cu altcineva, butonul de subscribe și, de evident, clopoțelul de notificare, dacă vreți ca ceea ce postăm noi aici să vă mai vină și prin feed. Câteodată mai postăm chestii pe pagina de community, ar fi frumos. De asemenea, jos în descriere o să găsiți niște link-uri cu unde ne mai găsiți pe internet. Există și un blog, există un cont de Twitter, un canal de Telegram și două link-uri către Crypto și Patreon dacă sunteți oameni de cultură și simțiți nevoia să recompensați valoarea pe care o primiți aici, dacă considerați că primiți vreo valoare, bineînțeles. În cele două capitole, Rothbard vorbește odată despre drepturile copiilor. În cealaltă parte, despre separația asta pe care o întâlnim uneori la stânga, separația asta între proprietate privată și proprietate personală. Revenind la drepturile copiilor, de ce e o problemă importantă în libertarianism? Păi dacă ne gândim la definiția agresiunii discutată în emisiunile trecute ca fiind folosirea proprietății cuiva fără consimțământ, de exemplu asta se întâmplă într-un viol, folosesc proprietatea cuiva fără consimțământ. În cazul copiilor nu avem consimțământ. Deci în diverse, în mai toate paradigmele de gândire, copilul până la o anumită vârstă nu are un consimțământ valid. Păi și atunci cum apreciez, cum judec o agresiune dacă nu are consimțământ, agresiunea fiind ceva împotriva consimțământului? Ok, în capitolul ăsta dedicat copiilor, în mod natural, ca să zic așa, Rothbard vorbește despre avort. Analizează o serie de argumente pro și contra avortului. Bine, eu aș zice că e puțin ironic faptul că într-un capitol despre drepturile copiilor discută despre avort. Dar, mă rog, cumva a ajuns subiectul. Păi înainte de toate. Păi asta e ideea. De fapt, aia e toată distinția, dacă pentru că pentru unii este înainte de toate, pentru alții nu mai e înainte de toate. Da, e înainte să existe un subiect de drept, nu? Ca să ai un subiect de drept, trebuie să nască, trebuie să fie viu, trebuie să fie viabil. Deja iau apărare. Asta e o discuție în sine, care e ce entități primesc drepturi. Hai să zicem, e neproblematică, adulții au drepturi. Asta înseamnă ideea de drepturi naturale, oamenii au drepturi la libertate, la proprietate, la căutarea fericirii. Și multe intrigi, chiar și astea contemporane, între conservatori și leftiști, sunt legate de faptul dacă această entitate numită copil are drepturi. Unde începe persoana? Asta e una din discuții, unde începe persoana. Poziția lui Rothbard face cumva abstracție de chestia asta, în sensul că provocarea lui era să-ți dea o poziție, poziția lui e pro-avort, să ia o poziție pro-avort, deși admite poziția catolică, metafizică, potrivit căreia un copil este persoană, fetusul este o persoană. Deci argumentul lui nu e că nu e o ființă umană, argumentul lui e că este, copilul este o ființă umană, dar poate fi avortat pentru că atunci când mama s-a răzgândit, sunt mai multe argumente acolo, dar argumentul central e legat de dreptul de proprietate al mamei asupra propriului corp. Da, eu cred că el se bazează pe faptul ăsta, spune aici așa, că este clar că un copil nou născut nu este în sensul natural, nu se autodeține. Scrie aici. Dar se va autodeține în potențial, deci el o mută și după naștere, partea copilul nu se autodeține și practic ăsta e motivul pentru care nu poate să își dea consimțământul. Precede un pic, deci, discuția de agresiune, el nu poate să își dea consimțământul pentru că încă nu se autodeține. Și spune Rothbard în continuare că asta
evident că naște o problemă, pentru că cum, în ce fel, adică apar următoarele întrebări, cum, în ce fel își capătă copilul dreptul la libertate și la autodeterminare, mă rog, la self-ownership. Gradual, tot deodată, la ce vârstă și sau ce, în funcție de ce criterii. Da, exact. Sau ce zici, Costel, mai devreme, contează ce trebuie să bifezi întâi. Problema crucială mereu e ce e o persoană. E o persoană doar pentru că are, ca discuția cu, între bărbați și femei, știi? Are ADN-ul uman și atunci gata, e om, ok. Trebuie să o jucăm și așa. Putem să discutăm mai departe dacă lucrul ăsta e drept. Mai contează după aia cine se ocupă de el, el însuși că e capabil, sau există niște oameni care vor sau nu vor, mă rog, să fie responsabil pentru el, să fie custod. Da, e o discuție ulterioară asta. Nu, dar vreau să zic că primul, înainte de toate, vrem să bifăm o chestie. Despre care e subiectul? Despre ce vorbim? Vorbim despre o ființă care ființează și de ce vorbim despre ea? Păi că e sau ar fi, și aici mi se pare că suntem în discuție, ar fi subiect de drept. Adică, ca să introduc o extra complicație, dacă noi discutăm că putem să judecăm ce ar vrea cineva în lipsă, pentru că, să zicem, în discuțiile, în episoadele dinainte, că a murit, putem să deducem ce a vrut decedatul, la fel ai putea să zici aici, dacă avem un subiect de drept și avem ceva de dedus ca drept al acestei persoane, atunci să deducem ce ar vrea el. Cineva, și aici e relativ după caz. Dacă ar suferi, poate că nu ar vrea. Dacă n-ar suferi, poate ar vrea. Mă rog, complicații. Dar noi nu intrăm în specific în amănunte. Mi se pare că amănuntele nu schimbă principiul. Da, dar te ajută să faci interpretarea. Faci interpretarea. Tot așa înțelegi tu, Vali, nu? Că el n-are drepturi înăuntru, cât e înăuntru. Din n-are... punctul de vedere al lor, adică e persoană, nu, dar n-are... Nu. Da. El spune că linia de demarcație a momentului în care copilul primește drepturi este nașterea, dar cumva zice că felul în care s-a argumentat acest lucru în trecut, mă rog, în trecutul lui, în trecutul antic din punctul de vedere al nostru, deși culmea că argumentația nu s-a schimbat foarte mult, este că da, nu s-a argumentat corect și atunci cum el începe și prezintă argumentul celălalt, ăla cu mama. Păi da, nu ne gândim la mamă, că mama are... Deci, spoiler alert, nu știu dacă e corect, dar cred că niciunul dintre noi care suntem la masă acum nu suntem de acord cu dreptul la avort. De asta Gabi ne lipsește atât de mult. Sunt eu un pic, o să încerc. N-am poziția lui Gabi, nu știu care e, nu pot să pretind că știu care e poziția lui Gabi. A, lui Rodolf. De asta Gabi ne lipsește atât de mult. Da, voiam să aud și sigur are o nuanță și a lui, dar mă rog, o să încerc eu să iau apărarea. Pentru că încercăm să apărăm poziția lui Rodolf. A zice așa că mai întâi, cel mai bun lucru ar fi să încercăm să descriem cu cât mai multă acuratețe poziția lui și după aia o dărâmăm acolo unde mi se pare că nu ne-a convins pe noi, de exemplu. Ok, iar poziția lui este în felul următor. Spune că dacă vrei să argumentezi pentru naștere ca fiind punctul de demarcație, argumenteze așa pentru că înainte de naștere copilul e în corpul mamei și practic dacă mama vrea să se răzgândească, ar avea dreptul să îl dea afară, pentru că altfel dacă nu l-ar da afară, s-ar presupune că mama e în sclavie față de copil. Sau față de cine obligă practic să asta când ducă când la pune capăt. Problema ulterior în termen de contract. Cel mai important argument e asta, că ea are jurisdicția acolo, mama,
copilul e un agresor și încalcă dreptul de proprietate și are, e îndreptățită să-l avorteze. Asta e argumentul cheie. Apoi el răspunde și la niște argumente standard formulate prin apel la ideea de contract. Uh-huh. Un argument ar fi că, uite, mama încalcă un contract avut cu copilul. Înscris, asta ar fi supărare. Asta e un argument. Rothbard răspunde la el că nu... Copilul nu vorbește, nu s-a încheiat niciun contract acolo cu copilul. Deci nu putem vorbi de o agresiune prin încălcarea unui contract. De-aia ziceam eu de parte prezumată. Ai putea să prezumi ce ar fi zis? Ai putea să te gândești că există niște... Acum nu iau apărare. Ai putea să zici că sunt niște obligații față de oameni negative. Da? N-ai obligații pozitive. Obligația negativă este... Nu, să nu omori. În cazul ăsta. Nu, să nu agresezi. Întrebarea e dacă poți, îi poți răspunde la, și eu mă gândesc la ceva asemănător, să spui că ai un contract pe ideea de consimțământ ipotetic între copil și mamă. Eu te aduc pe lume, tu faci nu știu ce. Deci chiar dacă în mod real nu ai, copilul nu vorbește, să zici, dar ai un consimțământ... ipotetic, să zici, cum ar fi fost copilul în situația asta? Păi uite, poți să spui, copilul îi transferă niște beneficii psihice mamei, pentru că el mai aduce și chestia asta, e doar o promisiune. Păi nu, că dacă îți transfer niște beneficii psihice, astea sunt constrângătoare, like, se activează o obligație. Asta e al doilea argument. Deci una era că n-avem, contract deloc, a doua era că n-avem contract pentru că e doar o promisiune. Deci n-avem contract pentru că n-am vorbit. Doi, n-avem contract pentru că e doar o promisiune. Nu s-a făcut niciun transfer. Deci pe teoria rothbardiană a contractului ca și transfer, trebuie să transfere ceva să avem contract. Al treilea argument e la cu voința inalienabilă. Chiar dacă am avut contract și m-am răzgândit, nu sunt sclava ta să te duc mai departe. Dacă m-am răzgândit, voința omului e inalienabilă. Deci astea trei, mi se pare. Și a patra, de fapt, a patra chestie nu e... Aia cu ce un adult are voie să trăiască în corpul unui alt adult, nu știu dacă e un argument... pe proprietatea, să zicem. Da, n-ar zice că e un argument suplimentar față de la contract, e mai degrabă o exprimare plastică pentru primul argument ăla că... Ăla e un argument pe care el îl dă împotriva ideii că fetușii ar fi oameni. Adică spune, deci, că e vorba de... Ăla e un contraargument la un alt argument. Argumentul că fetusul este o persoană vivantă, da? O persoană în viață, da, un om viu și că are toate drepturile oamenilor vii. Și el zice că ok, hai să dăm dreptul ăsta, hai să zicem ok, așa e, și după aia răspunde cu, păi de aceea alt om viu are dreptul să trăiască ca un parazit pe corpul. Da, dar ăsta e primul argument. Ăla că n-ai voie să trăiești în corpul meu fără consimțământ. Da, e doar o refacere, dar el acum să-l folosească pe aceeași ca să înlăture din discuție argumentul că acolo e un om viu. Acum, mie mi se pare că ok, n-ai un contract, ca să plecăm din partea aia de contract. Mi se pare că n-ai un contract, dar dacă ți iei ca distinție față de o promisiune. Mi se pare că dacă ți iei o responsabilitate voluntar, după aia trebuie să fii responsabil. De ce responsabilitate ți-ai luat? Mi se pare că nu e ca și cum te-ai răzgândi, e ca și cum te-ai răzgândi la transferul unei case. Pe asta poziția lui. Poziția lui seamănă... Nu, dar poziția lui Robert mi se pare că e aia în care, pentru că el ține de obicei ca voința să fie inalienabilă, atunci absolut voința, în cazul ăsta, mi se pare că a simplificat-o, trebuie să primeze. Și dacă o joci așa, da, asta e, voința trebuie să primeze. În același timp, mi se pare, că de-aia am început noi discuția, mi se pare, ai o persoană acolo sau n-ai o persoană? Aici o apărare, ca să dăm din stânga în dreapta, să nu mai știm care-i poziția. Ai putea să argumentezi că copilul
devine persoană atunci când natural este viabil. Iată, respiră singur, aer, afară, când s-a născut. Da? E o chestie naturală. E o problemă naturală. Pentru că poți să-ți imaginezi că se întâmplă, Doamne ferește, ceva, totul e îngrijit, copilul este complet îngrijit, se întâmplă, Doamne ferește, ceva și nu se mai naște. Sau se naște mort. Sau nu poate să susțină singur. Da? Deci, viabil. Ok, nu intrăm în partea de susținere cu mecanisme și după aia să susține singur. Nu, încercăm să simplificăm. Pentru că dacă intri în partea asta de îngrijire înainte de naștere, acum iau apărarea lui Rothbard, dacă intri în partea asta de îngrijire, atunci poți să urmărești mamele dacă, în, la orice pas, dacă fumează, dacă se expun la riscuri, dintr-o dată ar deveni... Exact, doar purtători de persoană, absolut trebuie să aibă grijă. Pentru că de ce s-a întâmplat ceva copilului? Da? Și avem tristul exemplu pe care îl dau deja, în care în luna a cincea o mamă a fost foarte răcită și doctorii au spus, copilul ăsta nu o să fie în toată sănătatea lui. Avea de ales dacă să-l păstreze sau nu. E dureroasă alegerea. L-a ținut, mă rog. Te gândești de ce a răcit? E vina ei că a răcit sau a fost un virus dintr-un laborator? Aha. Ok, argumentul meu de bază era că ai putea să zici că e o persoană dacă în mod natural se susține în viață. Se susține? Nu, dacă se susține în nevoile astea naturale, să respire, să plângă, să facă numărul 1, numărul 2, chestii de-astea. Uite, mă gândeam la diferența asta, faptul că el admite că e o persoană când e înăuntru, dar n-are drepturi. Dacă mergi pe poziția asta, nu mai are nevoie de argumentul tău ca să accepți avortul. Deci dacă admiți că n-are drepturi, da, treci, da. Poți să-l avortezi, că proprietatea era chestia aia prin care îl apărai. Deci asta e ideea, de ce sciziunea asta între persoană și drepturile vin la urmă, de ce? Că pointul tău sau originalitatea poziției tale era că poți să aduc un argument pro avort chiar dacă admit că are drepturi. E un conflict de drepturi acolo, unde mama trebuie să primeze că e gazdăna. Nu, adică mi se pare că deci, am luat apărarea Adineauer punctului că trebuie să se nască și să se susțină. În același timp, după aia, după ce se naște, Rothbard zice ei devin proprietari, dar nu complet proprietari, ci sunt așa niște custode, tutore și astea sunt niște drepturi pe care l-au, adică poate să le transfere cuiva. Nu intrăm în piața acum. Dar mi se pare, păi, de unde apar? Ce fel de drepturi sunt astea? Aia e o persoană și e cineva responsabil de ea, pentru că atunci e un schimb, e un transfer, e o tranzacție limpede dacă ești responsabil de o chestie. Că poți să îți iei o responsabilitate, poți să renunți la o responsabilitate, nu ești obligat să o ții, mă rog, asta e poziția, nu? Păi nu tu când vinzi copilul, că despre adopții vorbim. Bine, Costel. Libertarianism accepta asta, știi? Deci tu nu transferi... Dar nu vinzi copilul. Transferi tutela. Drepturi. Da, drepturile de administrare. Nici tu nu ești proprietar asupra copilului. Și chiar și de la Rothbard cam asta se vede. Părintele nu e decât un administrator. Nu e un proprietar. Dacă părintele... Da, mi se pare că ne-a speriat când a zis că they are owners. Hai puțin, owners sau... Păi nu, că... Da, e nefericit termenul, da, pentru că nu ești... Eu spune că aici ăsta e locul în care Rothbard se împiedică cel mai tare în teoria lui. De ce? Pentru că spune în felul următor. Zice că, ok, facem o mică paranteză, el mai dă în lături și ideea de dreptul la viață, de acord cu asta, dreptul la viață, da, ok, dar ce e
ce poți să mobilizezi în virtutea dreptului tău la viață, că e un exemplu că eu sunt bolnav și dacă nu mă face un masaj cu Carmol Marilyn Monroe, care a murit săraca, nu mai poate să mai facă niciun masaj, dar să zicem că uite, numai asta, numai de asta am. Sau hai să luăm, nu știu, pe altcineva, da? De exemplu, nu știu, insert hot actress here, da? Bun, dacă nu îmi faci un masaj cu Carmol, actrița asta la care nu putem să ne gândim acum, Ina, eu Ina. Mor, eu mor, da? În virtutea dreptului meu la viață, trebuie să o sculăm pe asta, să vină în București să-mi facă masaj cu Carmol, că altfel mor și eu am un drept la viață și prin urmare trebuie să facem și să dregem. Ok, toată lumea ar spune că e absurdă chestia asta. Pentru că ar fi un drept pozitiv. Inclusiv noi. Dar nu mi se pare că argumentul pe care îl fac unii libertarieni care sunt anti-avort, ok, noi, care sunt anti-avort, se bazează în virtutea acestui drept la viață. Adică asta a fost o încercare, dar în clipa în care o dai în drepturi pozitive, e clar că urmează să fie o problemă. Și țineți minte asta pentru mai târziu, când o să aveți senzația că și noi facem un argument, sau eu cel puțin o să fac un argument legat de drepturi pozitive. Nu. Bun, revenind la poziția lui Rothbard, el spune așa, s-a născut copilul. Ok. Ce se întâmplă mai departe? Putem spune în principal că mama, care este singurul părinte vizibil, fiind creatorul copilului, devine proprietarul copilului. Și asta e lucru de care spunea Alexandru mai devreme, că se sperie toată lumea. Cum adică proprietarul copilului? Și Rothbard încearcă să ne liniștească, să zic așa, păi copilul în sine nu se poate autodeține, că nu poate să se autodețină. O lăsăm așa. Complet. Nu, el zice că... Nu, el se deține. Nu. De la naștere se el deține. El spune, a newborn baby cannot be an existent self-owner in any sense. Închid citatul de la Rothbard. Da, stai și să ne întrebi. Nu e unul complet, ăsta e sensul. Nu e unul complet. El după consimțământ devine adult și devine... Măi, el spune că nu poate să fie în orice sens al cuvântului self-owner. Citește două rânduri mai jos. Lasă. Therefore, continuăm. Două rânduri mai jos. Așa. Fie mama, fie alte părți implicate, pot fi proprietarul copilului. Dar să spui că acea persoană poate să își... Că dreptul acelei persoane de proprietate al copilului poate să-l ia dacă ai o terță persoană care zice că e ea proprietara copilului în afara mamei, ar fi un abuz, pentru că mama este proprietarul care face homesteading copilului. Da? Deci mama, zice el, este proprietarul de drept și natural al copilului și orice încercare de a lua copilul mamei este o invazie a dreptului de proprietate. Spuneam că Rothbard se împiedică aici pentru că spune așa, că cu siguranță mama și părinții, astea sunt cele două rânduri mai jos de care zicea Costel, nu poate să primească proprietatea copilului în absolut. Pentru că asta ar implica că și la 50 de ani când are copilul, tot părinții lui sunt proprietari și eventual ar putea să își primească self-ownership-ul copilul doar când mor părinții. Nu e o situație dezirabilă, da? Bun. Trage Rothbard concluzia că proprietatea parentală trebuie să fie limitată în timp. O variabilă din asta. Nu mi se pare evidentă, dar lăsăm la o parte. Adică nu mi se pare evidentă pentru că ok, o primește atunci sau nici măcar atunci. Adică, din punctul de vedere, nu e un argument de ce. Nu prezintă vârsta un argument de ce. Vârsta consimțământului. Păi da, vârsta consimțământului o aduce mai târziu în discuție, dar e bună ideea. Dar și aici ne putem întreba, de ce consimțământ? De ce să nu-i lași?
Ok. Deci eu voiam scurt. Fac. Dar el mai spune și eu nu. Și cum a justificat asta? Copilul vrea asta. Așa îi puteau justifica și mai libertarian. Copilul din viitor vrea să nu-l lași de capul lui acum. Posibil. Dacă el vrea să arunce într-o prăpastie, el vrea să-l oprești. Posibil, posibil. Putem I like that. Discuția în partea aia. Dar ca să revin și să apuc să spun unde mi se pare că se împiedică cel mai tare, Rothbard zice așa, că după ce a determinat că proprietatea parentală trebuie să fie limitată în timp, zice că de asemenea trebuie să fie limitată și la drepturile pe care le ai ca proprietar al acestui copil, pentru că, spune el, ar fi grotesc ca un libertarian care crede în dreptul self-ownership să pledeze în favoarea unui părinte care vrea să-și omoare sau să-și tortureze copiii. Și ăsta e argumentul, ar fi grotesc. Nu cred că e doar asta, cred că ar fi o agresiune, că încalcă proprietatea. Am citit capitolul de la un cap la altul, ăsta e tot ce spune. Scrisa doar atât. Pointul e doar o chestie estetică. Pointul e de ce îi dau proprietatea copilului. Păi care e problema unei constituții? Cine ne apără de gardieni? Asta e problema pe care, ok, mă apără părintele, clar, în majoritatea covârșitoare a cazurilor, părinții și apără copiii, deci sunt baza. Dar avem situații în care ei înșiși devin agresori. Ori dând proprietate copilului e o cale de a-l scăpa. Ești consistentă cu alocarea de drepturi. Deci dacă admiți are proprietate, părintele nu-l poate mutila, că încalcă dreptul de proprietate. Asta voiam să zic adineaur scurt. Mi se pare că asta e frica lui. Asta e frica. Ai o distinție între drepturi și posibilități. Deci copilul ar avea dreptul de persoană? Păi e o persoană? Da. Deci are drepturi. Păi se poate susține singur? Nu se poate susține singur, dar mi se pare că asta e altă problemă. Totuși mie nu mi se pare evident că atunci când, dacă el ia, de exemplu, ceea ce a spus și Costel mai devreme, ia dreptul... Cum să spun, zice că părinții într-un final trebuie să aibă dreptul să vândă copiii, ceea ce e ok, nu, din punct de vedere libertarian nu e nicio problemă. Păi, ok, deci ar trebui să fie proprietari acolo, știi? Adică noi le recunoaștem dreptul de proprietate în felul ăsta, deși, iarăși, nu e neapărat, adică premiza de a vinde copiii funcționează și dacă te gândești că nu vinzi copilul în sine, ci vinzi tutela, practic. Poți să îți vinzi niște obligații. Am mai avut noi discuția asta pe la cafenea la un moment dat, când dacă ai un credit, de exemplu, da, și vine cineva și zice, uite, îți dau, pentru că, nu știu, e o persoană bună la suflet, da, și vrea să, habar n-am, să-și spele păcatele cumva și zice, uite, lasă-mă să-ți plătesc eu datoria la bancă. Da? Și tu spui, nu! Cum să plătești tu datoria mea la bancă? Și atunci hai să facem un contract prin care mă angajez să plătesc datoria la bancă în locul tău. Și tu spui, bine, dar chiar vrei asta? Pentru că dacă dintr-o dată ai descoperit că să-ți vinzi creditul reprezintă o utilitate, o să-i ceri 500 de lei în plus. Pe care să ți bagi în buzunar atunci. Zice, da, uite că eu dețin, deci dintr-o dată tu deții o datorie care pentru tine are utilitate negativă, pentru altcineva acea datorie are utilitate pozitivă, prin urmare s-a creat o cerere acolo, tu ai oferta și puteți stabili un preț care să fie non-zero. Și pentru că am vorbit până acum de niște datorii, practic tu poți să-ți vinzi niște obligații. În această situație ciudată în care cineva ar vrea să le cumpere. De ce? Nu știu, că e o persoană bună, vrea să-și spele sufletul de păcate. E altruist din sine și are prea mulți bani și nu știe unde să-i dea. Bine, deci partea de speriat aici este că formularea vinzi copii sună ca și cum ai vinde o marfă. Și aici da, nu se și nu vorbim marfă. De Iohannis. Scuzați. Și aici nu e vorba de vândut marfă, ci transfer de anumite drepturi în schimbul unui preț.
Dacă o spui tehnic așa, sună eufemistic și chiar... Tot era sună, noi am internalizat ideea, știi, și nu mai suntem șocați, știi? Tot cadra cu sună. Răbda, discute și argumentul economic, știi, că e mai bine să muți un copil de, din locul unde nu e dorit către locul unde e dorit, e mai bine și pentru el. Când vinzi drepturile astea de tutelă, uite, asta e important, că tu nu vinzi copilul, tu vinzi niște drepturi ale tale de îngrijire. De fapt, niște obligații, da, mă rog. Eu tind că, că sunt drepturi mai. E permisiunea de a îngriji copilul. Tu asta primești prin homesteading. Obligația de a nu-l ucide vine din drepturi naturale. Ale copilului. De la asta mă gândeam, două căi de a proteja copilul putea fi prin contract. Deci agențiile alea de protecție când te dau dreptul de îngrijire, pun condiția asta. N-ai voie să-l omor, n-ai voie să nu știu. Asta e o chestie convențională mai slabă. Alta poate fi asta ce încearcă și Rothbard, să-i dea drepturi de proprietate și așa nu poți să te atingi de el. El mai aduce, că atunci când vorbește de drepturile pozitive, el aduce și argumentul ăsta și ăsta e al doilea loc în care eu consider că Rothbard se împiedică puțin. Zice așa că drepturile, în primul rând, drepturile în sine nu poate să fie pozitive, am vorbit deja de ele la dreptul la viață, dar prin urmare nu poți să impui legal asupra unui părinte obligația de a hrăni copilul. Copilul are dreptul să fie apărat de agresiuni în sine, dar nu are dreptul la hrană și la mâncare și putem să mai expandăm de aici la adăpost sau cum spun unii socialiști la educație sau așa mai departe. Schimbare de sex. Că tot se poartă, tot intriga după caz. Și ideea este că diferența, adică oamenii, să zicem, care sunt acum conservatori și mainstream, ei au senzația că poți să te opui la schimbare de sex, pentru că cumva asta îi face un rău obiectiv copilului, dar nu poți să te opui la dreptul la educație, pentru că asta oarecum nu-i face un rău obiectiv copilului, pentru că nu e așa, știm cu toții că școlile de stat nu spală copiii pe creier și nu le fac niciun rău, adică nu, absolut deloc. De când se aduce argumentul ăsta legat de educație, că nu s-ar produce suficientă educație, păi la educație mai bine că nu se produce, știi, dacă vorbim de niște îndoctrinare socialistă, mai bine că nu se produce. N-aș vrea să insist, dar aș vrea să zicem relativ clar care sunt pozițiile, eu n-am una clară. Dacă aveți poziții clare pe avort, că practic noi ne opunem câtva. Păi hai să... La ce zice Rothbard? Păi Rothbard zice, poate să hotărască mama, oricând vrea să se răzgândească. Nu-mi place cum formulează Rothbard, aici zice, devine un intrus. Păi stai puțin, că nu e un invitat simplu. Sunt și niște condiții aici. Dacă am vrea să facem, un pic mai zic, dacă am vrea să facem o paralelă care nu ține multă apă, dar seamănă, este ca și cum afară sunt niște condiții groaznice de trai, nu poți să trăiești afară. Cineva zice, intră în bunkerul ăsta. E principiul cu barca. Într-un fel, da, exact. Intră în bunkerul ăsta că te trec situația grea și la un moment dat se răzgândește pentru că e proprietar și îl dă afară și e evident că dat-o afară, îl va omoră pe cel care a avut încredere sau nu știu cum să zici. Bine, asta e, ai zice că ăsta e argumentul nu al lui Bloch, care cred că Costel poate itera cel mai evicționismul. Bine. Păi uite, când zice Rothbard că domne, cu un adult n-ai voie să faci așa, în răspuns poate fi, apropo de ce zice Alexandru, nu, niciun adult n-ai voie să-i faci chestia asta, dar dacă tu legi rinichii lui, legi de rinichii tăi și nu e amenințare letală, n-ai voie să-l detașezi. În argumentul cu bunkerul, poți să nu-l primești deloc. Dacă nu-l primești deloc în bunker, nu e nicio problemă. Dar dacă îl primești și dai drumul afară, e crimă. Răspunsul la Rothbard ăsta ar fi niciun adult. Și la un adult e crimă, deci în situația aia în care... Argumentul lui Bloch e...
el vorbește despre reacția asta disproporționată a mamei. Intră cineva la tine în curte, rupe o floare și tu îi tragi cu o bazucă în cap. Cam asta ar fi. Care e, dacă stăm să ne aducem aminte episodul trecut, e o poziție pe care o favorizează și Rothbard. Da. Deci teoretic block punctează o inconsecvență a lui Rothbard. Adică ideea e, ai voie să-l dai afară, are mama să dea voie afară, fetusul, răspunsul e da, are voie, corpul e proprietatea ei, are voie să-l omoare? Nu, n-are voie să-l omoare, are voie să-l dea afară, dar n-are voie să-l omoare. Păi și cum fac, e răspuns, păi nu faci nimic, ori aștept să vină tehnologia aia, singura situație în care îl poți da afară și ai o reacție proporțională e asta în care fetusul e amenințare letală și atunci ești îndreptățit să-l dai afară. Altele, că e viol, că e incest, n-ai vrea să faci. Da, ideea... Ai putea, stai, am o mică, mică chestie. Ai putea să argumentezi la cazurile astea de abuz, de viol, ai putea să-i pui crima în cârcă agresorului inițial. Da. N-a făcut-o el. Nu, n-a făcut-o el. Mă rog, deci... Agresiunea lui a fost violul, dar nu avortul. Corect. Ideea în sine e în felul următor, că poate că Rothbard atunci când și-a construit poziția despre avort, nu știu, nu eram la un nivel tehnologic foarte neavansat, să spunem, pe de-o parte, pe de altă parte mi se pare că Roe vs. Wade când a fost în 71, adică toată atmosfera culturală din jurul lui era pe o pantă de a favoriza, da, în 73, Roe vs. Wade 1973. Era de a favoriza dreptul către avort. Poziția populară spre care se îndrepta toată lumea era pro-avort, el fiind fusese interzis în Statele Unite înainte de asta. Apropo, Roe vs. Wade, ca să ne facem datoria, nu reglementează dreptul la avort, ci reglementează confidențialitatea procedurilor medicale între medic și client. Dar s-a extins pentru că teoretic medicii aveau obligația să raporteze cazurile de avort. Practic protejează medicii, nu atât femeile. Bine, uite, vreau să precizez o chestie mică. Deci când discutăm de lucrurile astea, noi vorbim despre ce e corect. Noi nu ne gândim că ar trebui să existe o lege așa cum sunt acum și în toată societatea să faci o vânătoare de vrăjitoare. Vai, cine a făcut cutare? Să stăm toți unii cu ochii pe alții, să vedem cine a greșit un pic. Astăzi niște discuții doar despre ce ar fi corect și ce ar fi drept și cine poate să fie apărat la o adică. Apărarea poate să presupune și chestii de genul ăsta, știi? Pentru că e ca și cum ei ține toporul cuiva care vrea să lovească pe cineva. Deci nu e... Stai puțin că am văzut filmul lui Mungiu și nu vreau să par retrograd. Nu, dacă admitem că e o crimă, trebuie blocată orice crimă, știi? Ideea e că astea ar fi acțiuni corecte, poate justificate, asta discutăm, dar private. Deci nu ar fi sistemice. De obicei oamenii ajungem să vorbim într-un cadru din ăsta de furtună. Da, trebuie tot timpul să zicem, discutăm de o situație în care nu e furtună. Da? Deci nu e o instituție care urmărește mamele. Vorbim de... Ba da, poți avea și asta. O agenție de protecție poate monitoriza asta. Așa cum urmărește un criminal în serie, dacă admitem că e o crimă, un avort, da, face exact asta. De ce nu? Bine, spuneam da, tot e o activitate angajată, privat, nu e întinsă peste tot, nu o dă cineva din pix și dintr-o dată să schimbă tot într-o... Asta voiam să zic. Ideea e că nu e după dorința cuiva. Ca la orice crimă poate să există așa ceva. Și ca să te... Dacă admitem că e o crimă. Dacă nu, da, ar fi terorism. Ca să termin ideea pe care o începuse mai devreme, dar între timp o să vă recomand în colțul din stânga sus apare un link la episodul în care am discutat din
manifestul libertarian pentru o nouă libertate exact poziția asta pe avort. A fost unul dintre dezbaterile cele mai lungi la vremea respectivă în podcast. Mi se pare că de atunci parcă am sărit-o pe asta. Parcă am depășit-o la un moment dat. Pe apărare mi se pare că ne-am încontrat mai tare. Mă rog, ca să termin ideea pe care o începusem, era că Rothbard, deci poți să pui această problemă a avortului din punctul de vedere, domne, mama e însclavizată. Da, poți pui problema așa. Pe de altă parte, ceea ce face Rothbard acolo nu este atunci când scuzi avortul în sine, deci avortul nu ia cu grijă și liniște pe fetus din corpul mamei, îl pune undeva pe o masă și ăla nu poate să respire și gata, s-a terminat, s-a încheiat. Nu, nu funcționează așa. Avortul funcționează mult, mult, mult mai urât, adică de la otrăvirea fetusului în sine cu substanțe toxice, ca să-i provoace moartea fizică înainte de a-l scoate afară, până la alte chestii mult mai nasoale, ciopârțirea de... Aici ai descris tu... De viu. Grotești. Dar astea, da, exact, dar astea nu-s grotești. Adică nu, că ar fi grotesc să nu știu ce, dar astea pe care le facem noi acolo nu-s grotești. Grotesc, îți dai seama că vine de la grotă. Și conform principiilor proporționalității, păi stai puțin, că tu exact asta faci, adică ce-ți face copilul ăla acolo? Păi nu că îmi folosește corpul. Ok, da, îți folosește corpul, de acord, dar ca, pentru ce? Ca să bea un suc. Da? Că în fond asta face copilul acolo, bea un suculeț cu vitamine. Dacă îi vrea să mai aperi poziția lui Rothbard, ai putea să zici că înainte să bifezi că ai o persoană, deci subiect de drept, ai putea să zici că până în punctul ăla e o întreprindere privată, nu poți să te bagi în viața cuiva. Na, sună așa. Adică, cine să se plângă? Păi nu, că argumentul cu cine să se plângă l-am rezolvat data trecută mai mult sau mai puțin, că tu nu poți să ai ca ieșire din sistem să omori toți martorii. Da, uite, formulat altfel. Să omori toată familia și nu-ți mai plânge nimeni. Acum, ca contră, mă gândesc cum sună dacă formulezi așa și zici voința inalienabilă nu justifică agresiuni. Nu? Pentru că exact genul ăla de, a, păi ce vreți voi, libertate nețărmurită? Păi să limitează la agresiuni. Ce s-a spus de 5 ori până da, acum? Ai, da, da, formulat așa. Ideea e că ai în continuare voință inalienabilă acolo, da. Dar e un lucru pe care nu poți să-l faci. Tu poți să ai voință să sări peste o șină de tren. Nu, dar vorbim de drepturi. Dacă șina aia de tren e într-un loc la care nu poți să ajungi, da, nu poți să sări peste șina aia de tren. Nu, dar știi că e distinția aia între ce poți fizic și ce ai dreptul să faci. Ea a comis o agresiune, știi? O să rămână cu voința inalienabilă. Plus că mai e o altă chestie care e interesantă și, uite, acum mi-a trecut prin cap, dar nu știu în ce măsură, adică e cât se poate de proaspăt gândul. Dacă copilul ăla nu are drepturi, că nu e persoană de drept, da? Nu e subiect de drept, cum agresează copilul ăla? Că tu îl dai afară că răspunzi la o agresiune, da? Dar el cum agresează? Asta ziceam eu la începutul emisiunii. Dom'le, dacă nu e persoană, dacă el primește drepturi după ce a ieșit, de ce ne-a adus argumentul stâncis din prima? Că nu e om și... S-a terminat discuția, pentru că provocarea lui Rothbard era că îți pot aduce un argument pro-avort chiar dacă admit poziția catolică. Okay. Ori se pare că drepturile nu vin din prima, vin de la naștere. Vreau să mai zic ceva apropo de... El spune că... Uite, o chestie care speria multă lume. Deci, întrucât mama nu are obligații pozitive, o obligație pozitivă e asta. Valia are dreptul la educație, prin urmare trebuie să-l forțez pe Alexandru să-i plătească educația. Deci obligația pozitivă îți prescrie o agresiune. Când cineva are dreptul la educație, altcineva trebuie forțat să
La educație pozitivă, pentru că dreptul la educație poate fi negativ în sensul că eu pot cumpăra educație prin schimburi voluntare și ceilalți n-au voie să mă... Ok, Rothbard zice că neexistând obligații pozitive, deci mama n-are obligația să-l crească. N-are obligația să-i dea de mâncare, îl poate lăsa să moară, zice. Eu cred că aici n-are dreptate. Cred că are dreptate că nu există obligații pozitive, dar nu cred că e permisă în libertarianism acțiunea de a lăsa să moară. Pentru că încalcă obligație negativă, să nu ucizi. Deci nu e corect scenariu. Poți să accepti ideea că nu există obligații pozitive și să interzici acțiunea de a lăsa să moară. Dacă ea lasă să moară, încalcă obligația negativă, e o crimă. Când aduc argumentul ăsta, se oftică lumea. A, nu, că îmi replantez obligațiile pozitive. Nu, eu ți-am zis doar ce nu trebuie să faci. Da, cum ai formulat chestia asta? Zici că singura obligație ar fi să transferi... Da, trebuie să scape de el, dacă nu vrea să... Trebuie să transferi, da, trebuie să scape cuiva. Nu, adică sunt de acord cu Robert. Da, el, copilul, nu are dreptul la desene animate, la nu știu ce, că asta îi creează ei, încalcă libertatea ei. Dar ea nu are voie să-l lase să moară. Deci dacă ea l-a adus de la spital și îl lasă în pat și ăla moare, știi? E o crimă. De ce e crimă? Pentru că ea s-a creat situația asta. Asta ar fi. Și n-a murit, e ca și cum ai zice, păi las la gunoi și m-am abținut. Nu te-ai abținut, ai fost pe lanțul la cauză, știi? Dacă nu făceai nimic. La fel și cu savantul, că pune Rothbard problema. Păi și dacă tu creezi viața în laborator, ce faci? La fel. Ai aceeași obligație negativă. Dacă tu ai creat viață și ăla moare acolo, l-ai lăsat acolo, e irelevant că e mutilat, că e nu știu ce. Astea iar sunt alte considerații, știi? Sau ai care nu știu ce sindrom? Nu, nu, nu. Bine, mie mi se pare puțin amuzant că îi găsești foarte des libertarieni din ăștia care sunt pro-avort, dar sunt foarte preocupați de ce drepturi are inteligența artificială. Poate nu suntem etici cu inteligența artificială, care nu există încă. Dar când va exista vreodată, dacă nu suntem. Dacă cumva ea există și nu ne-am dat noi seama, că ăsta e de fapt argumentul lor în acel. Mă rog. Eu aș spune că trebuie să o împărțim, deși nu pare evident că unele dintre lucruri se pun unul peste altul, dar aș zice că trebuie să împărțim problema în două. Unul este vorba de avort, dacă e crimă sau nu, era să zic dacă e legal sau nu, dacă e crimă sau nu, că noi analizăm din punct de vedere etic, nu neapărat legal, da? Asta ar fi una. Și a doua, dacă ai îndatoriri, să spunem, față de copil, așa cum a zis Costel mai devreme, după naștere. Dacă ai anumite îndatoriri față de copil după naștere. Ok. De ce aș spune eu că avortul este crimă? Pentru că e pe față, îl omori, cum am povestit mai devreme. Nu e avortul, nu reprezintă doar să-l dai frumos pe ușa afară. Trebuie să îl omori. Faci o acțiune care direct răspunzătoare determinarea vieții respective. Nici măcar nu se mai întâmplă altceva între timp. Că mai e argumentul ăla, domne, cade unul pe afară, da? Cade unul de la balcon și se prinde de balconul tău. Și tu spui no trespassing, da? Și îi dai degetele și îl las să cadă până jos. Da? E același lucru în mare. E disproporționat. Nu neapărat că îl omori, dar asta zic, că la ăla e mai puțin grav decât ce-i faci fetusului în timpul avortului, da? La ăluia doar îi desprinzi degetele și gravitația face restul, da? Adică el moare când face paf, da? La câteva secunde după ce ai desprins tu degetele, da? E adevărat, tu ai cauzat, ești pe lanțul cauzal între el și paf, dar cu copilul în sine, păi, mai sadic. E mult mai direct, adică harșt. Dacă ați jucat Fruit Ninja vreodată, cam asta se întâmplă. Da, dar și ăla să cadă de la 10 nu e prea plăcut. Ăla e Fruit Flash. Da.
Da, uite, vezi, dilema aici apare dacă, ce ziceam mai devreme, dacă urmărești, adică ai putea să-ți imaginezi o persoană care nu vrea să țină o sarcină și o întrerupe prin metode, fără să apeleze la servicii și la, mă rog, nu știu, își provoacă... Bea ceai de mătrăgună, așa. Da, exact. Nu, dar își provoacă chestii care întrerup doar sarcina sau poate chiar, să zicem, se sinucide. Da. Și atunci, mă rog, cineva, pare foarte complicat, dar cineva ar putea să plângă, nu știu, tatăl, să zică, vai... Ui, asta e problema. El a, dacă se sinucide, poți să asimilezi situația cu murder-suicide, în care, ok, perfect, dar criminalul e mort, ce mai facem cu el? Că... Nu mai e nimeni nu, responsabil. N-ai cine, nu are cine să plătească cui. Da. Bine, stai puțin. Aici vezi o limitare care e din altă discuție, în care ai zice, păi, ai putea să ceri restituție din averea, dacă există, din averea persoanei care a făcut murder-suicide. În același timp, persoana aia o are sau nu are, pentru că a murit și de fapt dreptul ăla revine rudelor care n-au nicio vină, ei păstrează chestiile aia, n-avem de ce să plătim restituție pentru că noi n-am făcut nimic rău. Știi, și aici genul ăla de dorința mortului din sau punct, drepturile mortului. Din, din punct de vedere al cronologiei, așa, pedeapsa se stabilește în urma unui proces de judecată, deci din punctul de vedere al cronologiei, ea ar trebui stabilită după aia, pe când testamentul în sine, nu ai nevoie să-l omologheze exact, adică în termeni libertarieni, testamentul este un contract care intră în vigoare, transferul de proprietate intră în vigoare în momentul morții. Da? Deci dacă ăla apucă să omoare pe cineva, pe care se sinucide, în clipa în care se sinucide, conform testamentului, toate posesiunile lui se duc conform testamentului. Dacă tu n-ai apucat să-l judeci, dacă tu n-ai apucat să-l judeci, să-l găsești vinovat, nu mai ai de unde să ceri despăgubire. Ok. Sins of the father and all that. Da, da, da. Deci pe... A murit agresorul, da. America. Bun, și ne ajunsesem aici de la ideea că, domne, că mama poate să se sinucidă că nu vrea copilul. Da, ok. Tot e o crimă, dar nu mai avem pe cine să urmărim, știi? Dar nu e... Nu schimbă cu nimic termenii discuției. Bine, uite, ce n-am apucat noi să... precizăm pentru cine ar avea nevoie de asemenea precizări, deci cineva care ar vrea să apere drepturile copilului, mi se pare că concomitent ar trebui să și ceară responsabilitățile alea. Adică dacă cineva zice n-ai voie să faci, cu toate că nu e evident ce spun acum, n-ai voie să faci o agresiune, ok, deci vrei tu să te ocupi. Ar fi. Dar nu e complet evident. Nu, asta se întâmplă mai mult apărarea, pe partea a doua. Exact, păi nu, exact, dacă salvezi pe cineva, nu suntem la eschimoși, dacă salvezi pe cineva de la moarte, nu trebuie să-i ții povara vieții lui ulterioare. Da. N-aia. Vreau să mai zic o chestie aici. Deci doar vrea să protejeze copilul de părinte, nu? Și gardianul poate deveni tiranic de părinte. Chiar dacă în majoritatea cazurilor îl apără, uite, mai e și excepții, mai e pruncucide. Mă gândeam dacă soluția nu putea fi să proprietarul să nu fie copilul, pentru că oricum asta nu ți împiedică o agresiune, pentru că el are doar proprietatea asupra lui. Voința lui tot nu e valid. Deci ca să se comită o agresiune trebuie să ai două lucruri cumulativ. Absența voinței proprietarului
folosirea proprietății altuia. În cazul copilului, să zicem, lovești un copil, îi folosești proprietatea altuia, dar nu folosești, el n-are consimțământ, deci nu-l poți folosi. Mă gândeam dacă nu ar putea fi soluția să muți tot în viitor, adultul viitor să dețină tot, să dețină copilul, de fapt, pentru că el are și voință, iar copilul e proprietatea lui. Deci cele două... Bine, ca principiu poți să faci chestia asta, dar punctual, probabil că ar trebui să vezi cutumiar cam ce acceptă lumea. Nu avem exemplu ăla pe care îl dăm în glumă. Ce bine că m-a bătut să... repet la pian, că acum, iată, sunt pianist. Mi se pare că ce spune e mai consistent cu intențiile lui, da, știi? Deci am zis că astea agresiune sunt alea două chestiuni. Ori așa lapechi. Da, dacă tu admiți că un copil e deținut de adultul din viitor și ăla are și voința, are și proprietatea. Și nu mai pun problema, copilul se deține pe sine. Nu, el e deținut de el din viitor, ca să zic. Asta e. Știi cum am vorbit noi de curând? Știi cum am vorbit noi de curând de pariurile antreprenoriale în agresiuni cu torturat teroriștii, mă rog. Ai putea să îți imaginezi o situație în care copilul atacă acțiunile părintelui din timpul copilăriei, mă rog, care e mai lungă sau mai scurtă, asta n-am discutat-o, ca fiind pariuri proaste. Deci ai putea să zici că a cui e treaba să aproximeze voința copilului? Da, a părintelui. Voința lui, există mai devreme. Voința copilului nu poate fi te faultez că nu mi-ai cumpărat desene. Nu. Voința lui e legată, părinte, n-a decât obligații de negative. Da, da, obligații da. Negative, să-l mutileze, da. Să-i tai un picior, să nu știu ce. Faptul că nu i-a luat nu știu ce bomboane, aia nu e incriminabil. Nu. Să vină good point. La 18 ani, păi nu mi-ai cumpărat. Ce joc, sau? Da, da, eu aș merge mai departe de atât. Aș zice, da, lasă-l să se plângă. Lasă-l la 11 ani să se plângă, scuză-mă, la 18 ani sau whatever, da, după ce și ia consimțământul, o să revenim asupra când își ia consimțământul un pic mai încolo, că tratează și Rothbard chestia asta, avem și cu aia niște probleme. Aha. Da, lasă-l să se plângă și hai să vedem cine îi dă. Bine, noi ne jucăm de a... judecătorii, să încercăm să judecăm ce ar fi drept și atunci ce am face? Evident că noi zicem că nu i-am, da? Că ar fi drepturi pozitive și ne pare rău. Ok, ar fi fost frumos, nice to have, să ai desene animate, dar nu putem să-ți dăm restituție pentru desene animate. Pentru, nu știu ce, ochi umflat, bătaie, maybe, yes. Da, hai să o luăm și mai strict de atâta. Ok, dacă se spune unul dintre principiile pentru care ne-am supărat pe poziția lui Rothbard e exact asta, domne, părintele e tutorele absolut, copilul e proprietatea părintelui, el scrie chestia asta de mai multe ori, copilul e proprietatea părintelui și din asta se înțelege că, adică se poate înțelege de la eu te-am făcut, eu te omor, până la, frate, îți fac ce vreau, te cresc cum vreau eu, adică, și da, atâta vreme cât nu agresezi copilul efectiv, de acord, crește-l cum vrei tu, da? Noi nu suntem, știi, faptul că există state care își impun propriile standarde de creștere a copiilor și despart copiii de părinți pe motive cât se poate de idiote și Rothbard menționează aici câteva, da, nimeni nu e de acord cu chestiile astea, dar e o diferență între faptul că tu vrei să înveți copilul că binele și rău e dat din cer și că în ziua șaptea trebuie să stăm să nu facem nimic, da? Să nu muncim, e o diferență între astea și ai tragi două palme peste bot dimineața ca să-l trezești mai bine, în fiecare dimineață. Eventual cu argument de cutumă, păi așa făceau și părinții mei. Da, 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 sau să-i frigi un șut când trece pe lângă tine și când ne întreabă, păi da, de ce? Zice, las că așa. Bonus. Las că știe el, mergea bancul. Ca să te învăț cu viața.
Adică sunt unele lucruri care sunt clar de delimitabile și dacă, de exemplu, suntem de acord că un copil abuzat, hai să o luăm pe aia pe care suntem cu toții de acord. Dacă suntem de acord că un copil abuzat sexual de părinții lui, e rar, dar se întâmplă. Un copil care e abuzat sexual de părinții lui are dreptul să-i dea în judecată, păi atunci, conform cu ce are dreptul ăsta? Și de aici putem să mergem mai departe. Dacă are dreptul ăsta, dacă spunem că n-are dreptul ăsta, suntem pe nicării. Trebuie să fii, să fii atent la chestiile astea. E clar că libertarienii, în intriga asta între leftiști și conservatori, tatăl sau părinții, libertarienii sunt mai apropiați de conservatori, în sensul că nu intră așa ușor să îi găluia copii. Dar asta nu înseamnă nici că îi iei din orice. Trebuie să fie ceva serios acolo. Voiam să mai devreme să precizez o chestie. Lumea zice, a, pentru că unii înțeleg numai o parte sau nu știu ce se întâmplă și eu mă cert cu umorile de vânt acum, nu se știe, cu un om de paie mă cert. Unii o să zică, a, deci ai voie să-l crești așa cum vrei tu, deci o să-l ții în casă. O să-l ții închis în casă, o să iasă un om neviabil mai târziu. Nu poate să-și mai câștige independența, că nu știe, nu știu ce. Ținut în casă, dacă el vrea să iasă, nu? Că e o persoană care își exercită din ce în ce mai mult, și ne apropiem de subiectul lor, își exercită din ce în ce mai mult liberul arbitru și consimțământul, dacă el vrea să iasă și tu îl ții cu forța în casă, asta e o agresiune. Dacă îl ții în casă ca să nu înghețe la minus 50, să iasă dezbrăcat, asta nu știu cât de mult e o agresiune. Nu e o agresiune. Da, cred că cheia în continuare este la adultul din viitor. Yes. Cred că tu care ești, deții tutela copilului, tutela copilului este de fapt că trebuie să livrezi copilul în sine, corpul și mintea copilului, către adultul din viitor care cu siguranță are autodeterminare și are autoritate. Ai putea să asemeni cu o clădire, dacă tot am zis că e un proiect privat, poți să te gândești că e o clădire. De ce pui cărămizile astea așa? Pentru că mai târziu o să fie, îmi trebuie mult brâu aici, nu știu ce o să fie, un turn aici. Da, și ai un plan. Ai un plan care trebuie înfăptuit. Nu poate să vină statul să zică de ce construiești chestiile astea așa. Vreau să zic că contează planul din viitor. Ce ai zis tu? Da, formulat altfel pe construit fizic. O să fiu răutăcios acum. Te rog. O să zici că ai voie să-l bați cu drugul de fier peste picioare ca să-l faci luptător de box thailandez? Nu, noi vorbeam de ce poți să faci, de ce poți să faci lucruri pozitive pe care le alegi tu și să nu se bage cineva peste. Eu la asta mă refeream. Nu la agresiuni. La agresiunile le-am lămurit deja. Păi da, nu, ăsta era planul. Dar într-adevăr, de obicei lumea sare din pozitive în negative imediat și pentru ei nu există distinția asta și poate de aia repetăm așa mult, să vadă, domnule, ai agresiuni pe de-o parte și lucruri pozitive care alea sunt la alegerea îngrijitorului. Bine, eu aș mai avea ceva de zis pe tema asta, că aș spune că toate analogiile, dar absolut toate, inclusiv alea pe care le face și Rothbard în acest capitol, sunt imperfecte. Sunt imperfecte pentru că copilul în sine, atunci când încercăm să-l tratăm și la teoria contractelor și la altceva, copilul în sine este singura entitate de pe suprafața planetei care își are originea efectiv, da? Lanțul ei cauzal începe drept cauză, sau mă rog, lanțul ei cauzal începe drept efect al altor două,
aș vrea să spun, sau mai multe, dar de fapt sunt tot două. Nu, tot două. Două lanțuri cauzale. Da? Bărbatul și femeia care... Aoleu, gata, i-am pierdut pe toți tranșii. Care au reușit? Bărbatul și femeia care au reușit să fecundeze un ovul. Această acțiune stă pe lanțul cauzal la două persoane și reprezintă originea lanțului cauzal al copilului în sine. Orice fel de situație vorbim, de contract, de invadator, de nu știu ce, vorbim de o persoană care nu este în această situație. Lanț cauzal exercitat voit. Pentru că am mai vorbit noi, Costel, dacă zici doar lanț cauzal, păi așa toate se influențează cu toate. Și eu sunt lanț cauzal că m-am uitat urât la unul și ăla s-a întristat și după aia s-au întâmplat niște chestii. Oi, un pic pe lanțul cauzal am fost și eu. Dar aici tu vorbești de un lanț cauzal exercitat, conștient. Te referi acum la sexul în sine, da? Că ei o să conștient. Ei o să contraargumenteze și o să spună nu de alta, dar am mai auzit chestia asta de la unii că păi da, eu nu vroiam copil și dacă a ieșit copil după, păi, dar nu e vorba de asta, da? Că poate nu vrei diabet, dar vrei să mănânci înghețată toată ziua. De exemplu. Nu voiai să-l împuști pe ăla de pret. Judecată pe Paulescu atunci. Tu trăgeai în muște pe lângă omul ăla, dar tu n-ai vrut să-l omori. Da, s-a întâmplat. Dacă s-a întâmplat, e clar, ești la răspunzător, da. Aici în la cazul fel. Respectiv. Păi nu, dar și aici la fel. S-a întâmplat, era responsabilitatea actantului. Nu gândeam dacă schimbă ceva, dacă introduci tatăl în ecuație la aia, la contractul ăla, dacă mama promite tatălui să livreze, dacă se schimbă ceva, de exemplu ăla cu voința inalienabilă nu se schimbă, că se poate răzgândi în baza voinței, promite. La transfer poți avea transferul. În partea tatălui să spui că depinde... Poți să întrebi și dacă e valid contractul, că ei schimbă o chestie cu privire la... La un terț? Da, la un copil, ea poate să... De-aia ziceam că e o întreprindere. Poți să vinzi pe cineva fără consimțământul, adică cineva se poate vinde pe sine, dar nu poți să-l vând pe val. Decât dacă încedează el chestia. Și dacă încerci să deduci voința viitoare. Ce ai zis tu? Atunci da, ai putea să folosești ceva. Da, ar putea fi. Da, dar să știi că acel consimțământ ipotetic poate fi pro să-l cedezi tatălui, știi că așa o salvezi. Yes. Asta sună să fiți de aici o cale de a bloca niște crime, știi? Sau abuzurile ale instituțiilor. Ale părinților, știi? Sau ale părinților. Nu te mai scapă nimeni, știi? E o cale, uite, ți-am dat o soluție. Erau alea două. Una e prin convenție, n-ai voie să-l omori. Da. Nu este mai agenția asta de protecție, dar te zici. Te gândești că nu toți gândesc așa. Deci poate agenții care spun, da, e ok să-l omori, că nu e... Și cealaltă cale... Adultul din viitor care deține, are și consimțământare și... Deci copilul ăla mic e proprietarea lui și el îl apără, de fapt. Ce face părintele prin tutele? Să aproximeze acea voință să reprezinte. Casa face un administrator. N-are casele alea, casele alea nu sunt ale lui. El administrează, e un angajat. Asta e părintele pentru copil. De fapt, cred că tot argumentul, e interesant faptul că tot argumentul nostru, deci, sau hai să o luăm altfel. Argumentul lui Rothbard în sine se așează pe un pilon foarte, foarte important, ăsta al inalienabilității voinței. Da, voința nu poate să fie alienabilă și transmisibilă. Și e interesant pentru că eu tind să fiu de acord cu chestia asta, Costel tinde să fie împotriva chestia asta. Nu împotriva. Costel nu e împotriva. Ba da. Costel zice că voința rămâne fizic inalienabilă. Juridic poți transfera exact. Drepturile de proprietate. Da, asta e distinția. Eu totuși critic concluziile pe care le-a găsit Rothbard din altă punct de vedere, că acolo nu avem de fapt de a face cu inalienabilitatea voinței și asta, hai să trecem și la punctul 2, ăsta care spune că de fapt tot am vorbit de el oarecum. Ce presupune să deții un copil? Că, ok,
am înțeles, e grotesc să-l mutilezi și să agresezi și nu știu ce. Da, dar de fapt avem o teorie care le acoperă copilul viitor, nu ar consimți și prin urmare de asta. Da? Nu îi faci chestiile. De asta interzicem să-i faci toate chestiile. Bun. Mai vine problema asta de trebuie să-l ții în viață. Copilul în sine are problema că nu trebuie să-l lași să moară. Aduce cu sine această problemă. Și atunci hai să luăm următoarea situație. Eu am o plantă. Planta e proprietate, nu încape discuție din punctul ăsta de vedere. Da, planta e o proprietate. De asta nici n-am zis că am un animal. Am o plantă. Planta e proprietate, ca să fim toți pe același palier. Bun. Îi dau planta lui Alex. Îi zic, ai grijă de ea până mă întorc. Îți dau și bani pentru asta, ca să ai grijă de ea până mă întorc. Ce presupune să ai grijă de ea? Îi spun, vii, o uzi în fiecare zi, ai grijă să stea la soare, adică nu o muta în locul în care e în casă, și asta e. Bun. Și Alex se răzgândește. Acum zi, deci noi am făcut contractul ăsta, vine o zi, două, eu stau plecat vreo 3 luni de zile, da? Vine o zi, două și la un moment dat se răzgândește. Bă, îmi bag picioarele, nu mai am timp, nu mă duc ceva, da, nu, vreau o renegociere a termenilor, dar nu poate să dea de mine. Și nu mai vine. Când mă întorc, planta, nefiind un cactus, e moartă de mult. Bun. Și acum îți spune problema. A avut el obligații pozitive, mi-a generat o pagubă, a făcut o agresiune împotriva proprietății mele? Răspunsul e da. Care proprietate? Păi aia pe care am stabilit-o prin contract. El și-a asumat niște obligații prin contract și verbal. Aceste obligații se cuantificau prin prezervarea în viață a plantei. În afara cazurilor fortuite și de forță majoră. Adică dacă casa e încă acolo și n-a luat-o viitura, mă aștept ca planta să fie în viață. Asta este ceea ce s-a obligat Alex prin contract să facă. Bine, aici ai putea să zici că Rothbard a zis chestia asta. Da, unii pretind că ar fi un contract acolo, dar n-ar fi un contract. Noi dacă zicem că luăm în considerare voința încă neadultului, voința adultului din viitor, copilul în viitor o să fie adult. Atunci ai putea să zici că e un contract. Dar care sunt clauzele? Că nu sunt negociate? Hi. Nu, nici nu e clar asta, știi? Dacă poți face asta. Deci pe ideea adică dacă ideea să-l cadrezi ca contract, eu nu aș cadra anume ce, ca contract. Ce se schimbă? El ce dă, ea ce dă? Păi, să zicem, ea are niște satisfacții tu ca și tată sau... Nu, în cazul cu plantele. În cazul cu plantele am zis că dau bani. Da, la mamă copil și la are construcția consimțământului. Dar poate să fie și fără bani. Nu mi se pare că e mereu o trebuie să-i dai ceva ca să se activeze obligația asta, e ideea transferului. Nu, dar poate să fie de ajuns să fie de acord, că asta mi se pare mie. Deci dacă Vali zice, din punctul facem un contract. Stai. Dacă te simți bine, să zicem. Nu, stai, să vă întreb. Deci, facem, Vali zice, contract, vii, îngrijești planta, peste 3 luni, în afară de cazuri ciudate, să fie în viață. Nu trebuie decât să XY, mă ajuți cu chestia asta sau cum să o facem să fie clară. Stai puțin, îți cer chestia asta, o să-mi oferi, vreau să fie cu preț zero. Da, odată ce ai acceptat chestia asta, gata, e doar așa o promisiune? Contractul, contractul, mi se pare că ai intrat într-un contract care din întâmplare e prețul zero. Dacă are prețul 1, ce îi faci? Îi dai 2 lei dublu restituție și la revedere?
Înțelegi ce zic? Contractul în sine pe tema asta și de ce este diferit față de ălălaltul cu jobul, de ce e diferit, este că eu în cazul ăsta pot spune că am planta, proprietate, conform contractului ți-o dau în custodie. În clipa aia s-a schimbat o proprietate pe termen delimitat. Da? Posesie. Nu, ai e o proprietate, nu s-a schimbat dreptul în sine, nu ia, nu ia okay. Ta. Da? Dar ideea e că ți-ai luat obligație. Există o proprietate asta în jurul acestui contract. Ai consimțit s-o primești. Ai consimțit la contractul ăla. Egal care e prețul. Interesant asta cu preț zero. Sunt o grămadă de chestii cu preț zero. Uite, și la părinți aici sunt preț zero. Aș băga alte variabile, știi, ți-am zis că să se activeze... Uite, care era obiecția mea? De ce nu putem? Uite, Vali să-mi dea un inoroc și eu să-i dau în ceră pătrată. De ce nu e valid contractul? Pentru că nu are loc niciun transfer, știi? Da. Două promisiuni aiure. Da, aici e. În timp ce dacă apar, păi unde? Dacă era preț zero. Păi nu. E planta pe care o iau. E planta deci pe care i-am custodit. Dacă tu îi dai ceva... Păi i-am dat planta într-o în custodie. Într-o lume... Ca și cum, contractele de custodie sunt, nu e nicio problemă în dreptul comercial să existe. Da? Eu am o marfă pe care X o livrează dintr-un loc în altul. Da? Prețurile poate fi zero în jurul a tuturor chestiilor. Da. Marfa e în continuare a mea, X o ia, intră la el în custodie, se obligă dar să nu o distrugă. Plus că în glumă ai putea să-ți imaginezi știi cum să dau... Știi cum mai să dau situația asta lui Rothbard în care dai ceva și se activează obligația, știi? Păi, asta așa dacă e doar o promisiune, ți-am dat... Costel, dacă ai avea problema asta într-o societate liberă, știi cum nu se dă un portofel cadou gol? Lumea s-ar învăța să... Mă ajut și pe mine cu chestia asta, da. Și ți-ar plăti simbolic un leu, whatever, da? Într-o societate noastră. Și s-ar plăti și atunci s-a activat contractul. Nu, da, eu ce vreau să spun este că se activează în continuare pentru că tu yes. Iei în posesie o proprietate, proprietatea aia are o anumită valoare. Dacă o distrugi, tu te obligi implicit să returnezi valoarea respectivă, contravaloarea proprietății. Sau să o înlocuiești așa cum e ea. Deci dacă eu mă apuc să mut o canapea de aici până în Giurgiu, care nu e a mea, păi ea trebuie să ajungă în Giurgiu așa cum a plecat de aici. Dacă nu și-a luat obligația, dacă tu o lași la poartă și nu și-a luat nicio obligație. Păi dar nu vorbeam de lăsat la poartă, vorbeam de faptul că eu dau în consemn. Când îi dau tutela. Când zici dau că și-a luat o obligație. Consignația. Înseamnă că el cu liberul lui arbitru cu facultățile mentale a zis da. A zis da, o iau și da, ajunge acolo asta. Nevătămată. Mă rog, s-a angajează să ceva. De ce discutăm chestia asta? Din cauza că discutăm despre copii. Ai, îți iei un angajament sau nu ți iei un angajament? Asta ar fi. Nu. Ne mai gândim, nu-i bai. Dacă vreți, vă trec la ultimul capitol, care e cel mai rapid și am mai și vorbit despre el. Adică ultimul, următorul, care este despre drepturile omului, drepturile umane, ca drepturi de proprietate. Și ce discută Rothbard aici? Libertatea de exprimare și încă o chestie, ce anume, folosirea străzilor pentru proteste, tot în legătură cu libertatea de exprimare. Și imigrația puțin, final. Yes. În fine, și el zice, în loc să avem niște drepturi inefabile, așa, de exprimare, în care eu trebuie să fie furnizate, da, cum ar fi niște drepturi pozitive, în care trebuie să fie furnizate mijloacele prin care să mă exprim, de fapt este doar un... poate fi văzut foarte bine, doar ca un drept de proprietate, în care îți folosești resursele tale și atâta vreme cât nu faci o agresiune, n-are voie cineva să te oprească, să te cenzureze, contează și ce am mai zis altă dată.
În primul rând, ești proprietar pe propriul corp, corzile vocale, în cazul ăsta, degete, dacă scrii, și poți să te exprimi atâta vreme cât proprietatea respectivă permite chestia asta, sau proprietarul, nu? Permite să te exprimi. A, și exemplu clasic cu să nu strigi foc într-un teatru, poate fi lămurit că problema este că tulburi proprietatea respectivă și problema e că strigi, nu neapărat că strigi foc. Tu poți să strigi alte chestii sau să te plimbi acolo. Ideea e că tulburi bunul mers al proprietății respective. Bine, zice că și aici sunt. De adevărul e că am mai vorbit și despre asta atunci când am discutat Manifestul Libertarian și, mă rog, există oarecum o critică din asta unora care nu înțeleg exact poziția și spun, păi cum, voi sunteți cu libertatea în gură toată ziua, cum nu permiteți libertatea de exprimare? Dacă nu permiteți libertatea de exprimare, înseamnă că sunteți niște ipocriți. Păi ok, sunt trei lucruri pe care ar trebui să ne analizăm. 1. Conceptul de libertate de exprimare, da, vine din Constituția Americană, din Bill of Rights, da, și este de fapt... Sună așa, statul, sau de fapt congresul, zic ei, da? Nu va face nicio lege care să îngrădească libertatea de exprimare sau sau libertatea religioasă și așa mai departe. Da? Ele sunt legate împreună. E vorba de stat, da? Statul nu are voie să încalce libertatea de exprimare. Asta e unul. Tot conceptul de libertate de exprimare e vorba de ce are voie sau nu are voie să facă statul. Hai să extindem și să zicem punctul 2. Libertatea de exprimare în sine. Libertarienii sunt pentru dialog în general. Da? Ideile în sine au... nevoie să fie dezbătute, da? Nu există lucruri care să spunem că sunt tabu și n-ar trebui să fie spuse. Ca dovadă, lucrurile pe care le discutăm pe aici. Emisiunea de azi. Sau și multe. Dar, 3. Noi libertarienii nu suntem în aceeași măsură, cum să spun, nu suntem absolutiști ai libertății. Suntem absolutiști ai proprietății. Proprietatea privată, din ea derivă toate drepturile respective, inclusiv dreptul de a da din gură și a spune ceva. Da? Deci, contează foarte mult forumul în care ești și acolo regulile vis-a-vis de ceea ce se poate spune sunt impuse de proprietar. Deci totul se subordonează regulilor pe care le impune proprietarul. Dacă suntem într-un bar, proprietarul are chef să fie muzică rock, acolo e muzică rock. Dacă proprietarul spune în barul ăsta nu se pun manele și ți-a dat... ăla ți-a dat pe mână stația audio a barului, păi atunci tu nu pui manele. Iar dacă libertatea ta de exprimare spune că nu știe, nu, în barul ăla nu se pun manele. Punct. Păcat. Noi? Sau că ești administrator de Telegram, la fel. Uite, e foarte întâlnită chestia asta. Da. Păi ce libertarieni ești că mi-ai dat un șut? Tu răspunzi, păi. Sunt libertarian pentru că apelez la dreptul de proprietate. Hai să zicem, eu sunt chiriaș pe Telegram, că mi-au închiriat aia. Am voie să fac regulile jocului. Am voie să te exclud de acolo. Pe Facebook, pe orice rețea socială. Yeah. Cum au voie să te excludă și ei, și YouTube, și... Da. Problema când ne certăm noi cu... Când ne certăm noi cu YouTube, cu Facebook, cu altele, este că ei înșiși își încalcă prevederile contractuale atunci când se apuc și
când se apucă și mai banează pe unul sau pe altul. Și arbitrar, așa, subiectiv. Nu contează, ei au voie să le facă arbitrar și subiectiv, fără nicio problemă, dar ideea e că au niște contracte pe care trebuie să le respecte. Da, da, și au luat obligații? Uite că asta nu mi-era clar. Și eu simpatizam cu asta. Kinsella zice că nu. Kinsella zice că nu. Kinsella zice, dacă eu ți-am permis. Ții, alea sunt obligațiile tale, să nu pui mesaje în azise, să nu știu ce. Dacă ei nu și-au luat nicio obligație? Păi nu, ei și-au luat obligații în... Ba da, și-au luat obligații în... Da, okay, și-au luat. În clipa în care a fost burat site-ul Undodi de pe Facebook, m-am apucat și am citit toată polilogia aia de obligații. Și acolo sunt niște obligații pe care ei nu le-au făcut. Adică aveau trebuiau să facă review în limba ta, se obligă să spună la dispoziție o procedură de apel, se obligau pe chestiile astea, se obligă. Da, și ai putea să zici că asta e o condiție în baza căreia, ok, nu le-ai citit nimeni, dar le-ai citit după aia, dar ai putea să zici că odată ce ai dat click, e o formă de semnătură, ai putea să zici că ei și-au luat obligațiile astea contractual. Dar nu e ca și cum ce am vorbit adineori cu invitatul înăuntru. Kinsella zicea, nu e doar click-ul ăla, nu e o semnătură. N-ai un contract cu ei. Zice, e doar o promisiune. Păi, da, mă rog, asta e discuție. Zice, e ca și cum te-ar invita înăuntru. El are un pomelnic de reguli. La un moment dat îți zice, auzi, știi ceva, ia mai ieși tu afară. Tu zici, cum că m-ai chemat aici la petrecere? Adăugăm ceva? Întrebarea mea era de conținut. Da, dacă ei și-au luat obligația, nu te dau aiure afară sau nu știu ce. Da, și-au încălcat obligații, dar alte chestii în favoarea lor e că astea sunt manufacturate de stat. Deci statul e obligat. Poate dacă nu e obligat statul, nu băgai niciun termen și condiții. Te ușcă imediat. Da, mă rog, în anumite cazuri sunt băgate de stat, în anumite cazuri sunt venite de la ei. Da. Ideea e că în Statele Unite, în sine, în Statele Unite, așa cum am vorbit de primul amendament mai devreme, nu pot fi băgate de stat. Da? În alte state din UE care nu sunt guvernate de acest prim amendament, da. Statele din UE bagă ce vor ele. Există discuții și de ce suntem noi asta ca idee, de ce suntem noi libertarienii pro discuție a tuturor poveștilor de genul ăsta, pentru că e atunci când nu poți să discuți de ceva, de un anumit ceva, e o interdicție asupra propriei tale, cum să spun, autonomii. Deci dacă eu, de exemplu, nu am voie să îmi fac un site, să zicem, da? Eu nu am voie să-mi fac un site în care să scriu nu știu ce atrocitate pe acolo, da? Pentru că statul îmi impune chestia asta, da, asta e vorba de o încălcare a dreptului de proprietate. El este din aceeași categorie cu salariul minim. Fix din aceeași categorie. Eu nu am voie să muncesc pe mai puțin, să-mi ofer un preț pentru munca mea mai mic decât ce consideră arbitrar niște birocrați și nu am voie să rostesc în spațiu public niște cuvinte arbitrar considerate determinate de niște birocrați. Nu e ok niciuna nici alta, din cauza aceluiași principiu. Ideea de bază aici e că dacă respecti proprietarul, asta rezolvă foarte multe probleme. Oamenii mai vor să facă demonstrații, proteste pe drumuri. Și cine custodele astăzi, statul, trebuie să aloce o resursă rară drumul ăla, că e doar în 2D, trebuie să zică cine are prioritate aici, traficul sau protestatarii. Pe oricare dintre ei iar favoriza, îi defavorizează pe ceilalți. Pe când dacă ai un proprietar care e legitim, privat, alege ceva,
el poate să aleagă să defavorizeze mereu pe unii, e preferința lui, e pariul lui antreprenorial, nu au alții un drept asupra proprietății lui, zis așa. Pentru că acum pretenția este că acolo sunt ale statului, deci sunt și ale noastre, vrem și noi. Păi și noi cu mașinile vrem și protestatorii vor, poate mai vor și jandarmii să se plimbe pe acolo, dar să nu îi deranjeze nimeni. Nu știu, niște dorințe din astea de libertate, e absolut așa. Ca să nu ne gândim neapărat la proteste, deși la proteste e mai dureros că ai dreptul la protest, știi? Statul îți garantează dreptul la protest. Da, dacă cer permisiune de la primărie și nu știu ce, și parafă de la jandarmerie și aprobare de la Consiliul Local și nu știu ce, da, ai dreptul la protest. Eu cred că după gustul lor ei ți-ar da voie să protestezi la tine acasă. Dar problema e evidentă și în alte manifestări de genul, se organizează un maraton. Se organizează un maraton, ai un conflict pe aceleași drumuri între maratoniști și spectatorii maratonului și respectiv bicicliștii, conducătorii auto care au treabă pe drumul ăla să îl traverseze în scopul principal pentru care a fost făcut acolo, și anume să ajungă de la punctul A la punctul B. Nu se învârtă în cerc unii alergând pe acolo. Și statul trebuie să decidă, deci trebuie să decidă arbitrar. Acum, Rothbard spune în felul următor, dacă ar exista principiul de prețuri, un principiu de prețuri, de ce decide arbitrar? Pentru că nu există un principiu de prețuri. Și același lucru este și la, să zicem, același lucru îl vedem și la medicina privată, îl vedem și la sistemul de învățământ superior, îl vedem și la televiziunea de stat, îl vedem peste tot. Peste tot unde își bagă statul coada. Dacă ar exista un... De ce? Pentru că statul pretinde că nu există prețuri. Pretinde că toate astea sunt servicii oferite gratis. Egal tuturor. Exact. Și egal tuturor. Și atunci sunt oferite egal tuturor, în același fel în care era oferită pâinea, uleiul și zahărul egal tuturor pe cartelă în vremurile comuniste. Da? De a slăbit populația... Nu știu câte chile, dar foarte eco-sustainable. Lasă că o să vadă lumea acum cum vor să facă forumul economic, o să... Uite, aici nu le poate, nu le poate oferi egal tuturor, tocmai asta e conflictul, știi, că aceea stradă trebuie dată fie protestatarilor, fie șoferilor, nu le poate oferi egal. Ei se apucă și ofeliază, zic, păi vă oferim protestatarilor acum și șoferilor mai încolo. Zic, e egal mai puțin, dar e egal. Uite cum aveai protestele la Roșia Montana, care n-au ținut o seară, au ținut nu știu cât, sau alea cu anticorupție. De ce alea s-au dus? Cum împărțea egal? Le dai credit. Voi lunile astea și... Da, le dai credit. Da, hai, după aia vă plimbați voi mult. Mă rog, ideea e că e o cale de a rezolva un conflict. Da, un răspuns poate fi și ăsta, că uite, statul... Dar nu dacă recunoști... să zicem, ordinea proprietății private. Nu, trebuie să zicem microfon. Îi admit că numai șoferii, de exemplu, dacă au închiriat ecologiști, știu că n-au niciun drept acolo. Deci nu. Admit respectarea proprietății private. Sau invers. Sau invers. Aici, fiind ale tuturor, nu se termină conflictul. Nu se continuă lupta. S-ai partide care reprezintă șoferii și s-ai partide care reprezintă ecologiștii. Se protestează ei acolo. Uite, el în capitolul ăsta, Rothbard îl citează pe un politician, un teoretician politic francez, Bertrand de Juvenel, care zice exact asta, că problema cu libertatea de exprimare, așa cum o înțelegea el la vremea respectivă, se reducea de fapt la problema alocării de timp. Problema, cum ar veni, a dirijorului, a președintelui de adunare. Și spunea că timpul în sine e o resursă rară sau resursele pentru... Deci dacă, uite, dacă libertatea de exprimare, dacă îmi presupune că libertatea de exprimare presupune ca tot ce pun românii pe YouTube să fie dat pe TVR1. Păi,
cum o să facem chestia asta? Că conținutul, deci dacă conținutul e mai mare de 24 de ore în 24 de ore și e mult mai mare de atât, cum o rezolvăm pe asta? Păi nu o putem rezolva. Și atunci spun, o să spună ăștia, păi spicuim. Luăm pentru, de la fiecare câte o secundă. Da? Ok, perfect. Și acum o să trească să fac eu puțină matematică, dar sunt vreo 3600 de secunde într-o oră. Da? În 20 de ore sunt 7200 de secunde. Nu. Sunt 72.000 de secunde și cu încă vreo 4.400. Mulțumesc. Așa. Dacă avem mai mult de 86.400 creatori români care postează în fiecare zi pe YouTube, nu-ți mai ajunge nicio secundă de fiecare. Bine, dar vezi, rezolvarea privată este că te uiți direct pe YouTube. Rezolvarea privată ar fi ca acești creatori în sine să plătească pentru spațiu de emisie. Așa cum se, asta e rezolvarea în sine care există și la radio și la televizor. Practic, numai că practic nu plătesc ei, ci plătesc sponsorii programelor, adică cei se vând ca lupuri comerciale și în felul ăsta apare ideea, poți să cumperi spațiu de emisie. Ideea e cât sunt la comun, nu rezolv conflictul. Pentru că e corectă totuși intuiția lui Rothbard. Cât sunt la comun, nu rezolv conflictul. De ce? Pentru că sunt la comun. Avem aceiași bani, Vali vrea pufuleți, eu vreau măsline. Nu se rezolv conflictul. În momentul în care admitem proprietatea privată, merge fiecare. Treaba lui. Ce mi se pare foarte haios este că, fără să o spună așa cum o să o spun eu, Rothbard lămurește toată dilema între open borders și closed borders. Și poziția lui este private borders. Da? Cu imigrația, ce se întâmplă? Păi, proprietarul poate să închirieze și să vândă cui vrea el, atâta vreme cât asta nu prezintă agresiuni, externalități negative pentru ceilalți. Ca să zicem și pe asta, că lumea zice că cum o să-ți vină tot felul de ciudați? Păi ok, dacă alea sunt externalități negative, ceva se întâmplă mai repede sau mai încet, mai violent sau mai puțin violent, atenție, alea sunt externalități. Ce înseamnă externalități negative? Înseamnă că măsurabil. Măsurabil și dovedibil. Demonstrabil, da. Plus că externalitate nu e... Da, e un termen mainstream, nu captează esența libertarianismului și externalități. Deci, și că spune unul un banc, știi, râd alții, realitate, știi, dar nu captează. Dar e bine de reținut asta, că libera circulație, că nu există liberă circulație în libertarian. Deci nu există așa ceva. Libertarianism fără liberă exprimare, liberă circulație. Treci cu o chestie peste proprietatea altuia. Că noi avem liberă, nu există liberă circulație. Poți să treci cu niște camioane, nu știu, dacă îți dă proprietarul drumului, îți dă acceptul, altfel nu există liberă circulație pe proprietatea altora. Asta e intuiția lui Rothbard. Deci în conflictul ăsta, Andre, nu știu, globalist, suveranist, să zicem, răspunsul libertarianii, cine e proprietar? Proprietate privată. Iarăși, nu e libertarianism, dar proprietarianism n-ar suna la fel de ok. Mă rog, nu e o problemă de marketing. De fapt, asta este libertatea îngrădită de agresiune. Mai zi o dată că n-am înțeles să o fac. Că poți să-i zici libertarianism, dar definiția nu este libertate absolută, ci libertate fără agresiune. Da, uite, seamănă cu discuția aia cu segregare versus integrare forțată și asta a fost una din intuiția lui Hoppe aplicată și la problema asta a imigrației. Ok, e o chestie agresivă segregarea, dacă eu sunt taximetrist și mi-interziști tu stat să iau un rom, da, e o agresiune, ăla era un schimb voluntar, trebuia să ne lași în pace, de o agresiune și integrarea forțată. Să mă obligi, nu știu, să mă duc la un șef festival a romilor sau să, nu știu, să-mi iei banii, să finanțeze. De așa ceva. Deci ambele sunt greșite. Și integrarea forțată și segregarea forțată. O formă de ce a zis Costel, vreau să zic și eu, că când respecti proprietarii, ei sunt mult mai sensibili
Deci oamenii care s-ar plânge de vin străinii și ne schimbă societatea. Basically, da? Oamenii sunt sensibili repede la lucrurile astea. Dar acum când n-au resorturi, n-au pârghii, pentru că nu sunt respectați ca proprietari, trebuie să plângă la stat, statul zice stai să fim inclusivi, să face că plouă, n-are resurse, probleme. Mi se pare că mare parte din probleme sunt acum din cauza, ok, și nivelul cultural în care toleranța este la modă, fără discernământ, că asta e, toleranța e super ok. Nu, tot timpul discutăm despre lucruri care pot fi tolerate. Dar ideea de bază era că proprietarii ar fi mult mai puternici să se apere de stricăciuni pe care le constată mult mai devreme, de la un nivel mult mai slab. Și nivelul presupune că ar dovedi ceva. Și depinde cum sunt oamenii. Argumentul ăsta pro-liber schimb al avantajului comparativ, că uite, într-adevăr, prin globalizare scade prețul. Scad prețul la bunuri și servicii. Păi da, dar unii oameni poate ar prefera să plătească mai mult, dar să cumpere de la români. Să aibă opțiuni de asta de cumpărare puternic etnicii. Proprietarul drumului să nu, să-ți blocheze, nu vreau produse să mângărești aici. Păi da, dar e mai scump. Nu contează, prefer să fie de la români. Bine, dacă e empiric, oamenii nu prea sunt așa. De-aia cumpără din de la străini, ca să zic așa, da, din supermarketuri. Dar noi vorbim de drepturi. Dar poți, da. Poți avea... În sigur că să ai și de ăștia, știi, care sunt comunități. Sunt închise, deci nu... Preferă să plătească mai scump, dar iau lemne de la români, nu iau de la... Deci cine ar prefera să-și facă o comunitate închisă, ar putea să-și facă o comunitate închisă. N-ar fi agresivă, nu i-ar ține pe oamenii închiși cu forța acolo. N-ar fi o comunitate închisă voluntară, astăzi nu prea ți-e permis așa ceva. Cineva să găsește să intre acolo. Vai, ia să vedem noi ce faceți voi aici. Poate faceți... Faci o școală, faci o școală și... Da. Știu ce-i, frate, ce? Noi suntem mormon sau suntem nu știu ce. Nu ai ce căuta. Păi nu. Îi taxează, le face educație inclusivă și... Nu, și genul ăsta de... Deci, tocmai am vorbit de copii. Păi dacă ăia fac abuzuri copiilor? Păi găsește o metodă de bace prin care să dovedești chestia asta. Dar să o dovedești, nu că ți-e frică ție. Ți-e frică. Vrem să verificăm. Ce vrei să verifici? Găsește dovezi? Păi e mult mai greu așa. Da, e mult mai greu. Dar respecti proprietarul. Asta e o discuție separată. Cât de... Uite, hai să dăm... Intervenția cât de legitimă. Exact. Cred că poziția lui Rol Pat e că să... Da, apărare. Să ne mai discutăm asta. Poziția lui a lui Hopei că nu, jurisdicțiile sunt fiecare cu treaba lor. Uh-huh. Eu aș simpatiza cu, e legitimă intervenția. Deci dacă are locul agresiune, nu e nicio diferență că e la 2 metri sau... Nu, dar ai înțeles distinția pe care voiam eu să o fac, că ai dovezi. Tu zici să mă duc în... Se înțelege asta. Să ai două mâini, se înțelege. Yes. Asta înseamnă că trebuie să plătesc eu, să ne batem cu ea în China? Nu. Discuția normativă? Păi, dacă ai dreptul să faci asta. Are locul o crimă undeva, ce spune principiul în agresiv? Poți să te bate. A, păi ești ca neoconii. Eu ți-am interpretat principiul, știi? Poziția lui Rob Batin că... Să cred că e asta, că nu e drept să te bagi. Dar mi se pare, nu știu, greșit. Mi se pare că e un fel de relativism, știi? De relativism. Ce anume? Stai, mă rog, ce, iată ce e relativism? Asta să n-ai dreptul să te bagi. Are un genocid. Nu știu unde, deci nu e drept să te bagi. Dar de ce ar fi relativism? Discuții. A, pentru că argumentul ei lași pe ei cu al lor. Da, da, e agresiune și eu n-am voie să mă bag. Pare că libertarianism e universalist, eu voi. E irrelevant că o agresiune are loc la 2 metri sau la kilometri. Nu înseamnă că trebuie să mă duc. Deci nu oameni așa înțeleg. A, deci trebuie să scot cardul, să ne batem cu aia. Să... Nu! Vorbim doar despre... Folosirea legitimă a violenței. Ești îndreptățit, uite, are loc un genocid în Rwanda. Ești îndreptățit să folosești violența strict libertarian? Da, ești îndreptățit. Te duci să-i aperi pe ei. Da, cum am discutat și în episodul trecut, ai voie să te bagi atâta vreme cât băgându-te nu aduci agresiune împotriva unor persoane nevinovate. Adică dacă poți să asasinezi liderii genocidului sau făcătorii efectiv, manufactorii genocidului,
good luck to you. Dacă ai nimerit și pe altcineva care era nevinovat, plătești. Da, astăzi se iartă collateral damage. Da, nu e... It's not ok. Adică, practic, ce a făcut Obama e crimă, nu e collateral damage, e crimă. Mare. Revenind un pic la... la crimă, mă rog, nu e neapărat la crimă, la băgat în sine. Ideea este așa. Ăsta cred că e subiectul care îi inflamează cel mai mult pe unii libertarieni. Ai o comunitate și acolo trebuie să poți să demonstrezi cumva că se întâmplă lucruri nefericite cu copiilor înainte să te bagi. Asta era regulă. Subiectul, da. De fapt de aici am plecat. Adică nimeni nu vrea să spună, păi vino și bagă-te și nu știu ce, dar dacă păia îi maltratează într-un fel sau altul, atunci e ok, poți să te... are loc o agresiune, poți să presupui că are loc o agresiune acolo. Multă lume nu e de acord cu ideea asta. Zice că pantă slippery slope și de aici până la Bjarne Vernet mai e un pas. Și ce o să mai zică? Păi n-ai cum. Probleme din astea de obicei practice. Păi n-ai cum să aduni dovezi. Trebuie să încalci proprietatea ăluia ca să ajungi să înregistrezi, să vezi, să nu știu ce, s-au trimis drona și el nu e de acord. Deci e încălcat proprietatea. Deci vedeți unde e adevărul. Ideea este că e un pariu antreprenorial, tu te apuci și încalci proprietatea aia, dacă ai greșit, să plânge cineva, ia, ai încălcat. Bine, în libertarianism a fost și sensibilitatea asta care apare la Rothbard, anti-intervenționism extern și care își face greu de vândul libertarianismul în România, de exemplu. Deci oamenii nu înțeleg aici că NATO e finanțată prin taxe, știi? Adică e o instituție globalistă, o instituție agresivă. Ok, ne apără de rușii de alții. Da. Dar strict vorbind nu e o organizație voluntară. Ori oamenii, na, primind această pomană de la americani, primind această apărare, na, nu sunt așa sensibili. Păi stai că fură de la americani. Fură de la finanțatorul neamț, fură de la nu știu ce. Știu. Bine, același lucru s-a putut observa și la Brexit, în timpul Brexitului. Când toți românii erau, păi da, cum să plece UK din UE, că toți românii de aici, din țară, vorbesc, da, erau anti-Brexit, că le plecau băieții cu dolari, adică pleca al doilea sau al treilea cel mai mare contributor din UE. Net, contributor net, adică banii lor ajungeau și la noi și ziceam, păi da, e bine, cum să? Cum să pleci? La ce să pleci dacă ne dau bani? Nu ne dădeau, erau furați. Deci argumentul de obicei este, păi, dar și ei câte au avut de câștigat de pe urma, n-au avut ei toată bunăstarea asta singuri, ci din cauză că ne-am ajutat aici între noi. Mi se pare că pericolul moral groaznic de care sunt vinovat și eu cu asociațiile mele de proprietari este că nu mai descurci niciodată niște ițe, tot timpul rămâi legat cu, păi da, dar și eu am făcut, dar și tu ai făcut, bă, nu mai scapă niciodată unii de alții. Când așa, dacă îi respecti pe oameni, bă, am respectat contractele până acum, da. Păi trebuia să-ți cer mai mulți bani. Ok, învață pentru viitor, altă dată cere mai mulți bani. Nu? Sau genul ăsta de argument obamist, you didn't build that. Ce îmi spui? Îmi spui că cineva a avut un merit în construirea unor chestii, niște resurse, mă rog, se referă la societate, care e un lucru foarte neclar. Dar, mă rog, s-au construit niște lucruri. Și de ce trebuie să plătești mai târziu, inefabil, așa, neclar? De ce n-ai putea să înveți ca pe viitor să ceri prețul corect de la început, să evaluezi mai bine? Ia să vedem, e corect câți bani cer eu aici? Poate ar trebui să cer dublu și după aia ăla când vrea să plece, pleacă liniștit, toată lumea e mulțumită, nu ne mai certăm, nu ne mai ținem forțat în această societate care doar e o colecție de indivizi într-o zonă economică geografică.
când societatea de fapt ar trebui să însemne adunarea voluntară a unor oameni, mă rog, să aibă ei mulțumirile lor, treaba lor, de ce se adună. Am uitat să menționăm ceva din capitolul precedent și care e un pic important. Când își ia copilul autoproprietatea? Cum spune Rothbard că deci pornim de la premiza copilul se naște fără self-ownership, da? Este în proprietate / custodia mamei, ok, bun, mama are dreptul să-l apere de tot felul de așa, are și obligația să nu-l agreseze pentru că e grotesc, ok, bun. Și se pune problema la un moment dat, spune și el, dreptul ăsta trebuie să se termine în timp. Și când se termină în timp? Vârsta e arbitrară, zice el inițial. Dacă vârsta majoratului, care e pusă la 18 ani cam peste tot în lume, e oarecum arbitrară. E destul de arbitrară, ar putea să fie înălțime. Ai ajuns la 1,80? Gata, adult. Păi unii n-ajung la 1,80, exact. Oricât de târziu, da. Și alții scad, ca să nu mai vorbim de aia, știi, care sunt la 1,81 și după aia li se tasează vertebrele pe măsură ce îmbătrânești și scad iar sub 1,80. Mă rog, ideea e că ce ia Rothbard ca piatră de hotar când își obține copilul consimțământul? Atunci când se poate întreține singur, ăsta e criteriul lui. Deci el nu simpatizează cu vârsta, dacă te poți întreține singur, primești consimțământul tău, devine valid, devii responsabil pentru acțiunile tale. Deci să te poți întreține, asta e criteriul. Dacă o poți face de la... Și cine judecă că se poate întreține? El însuși. Că dacă el zice, vă rog să mă lăsați în pace, asta este, înseamnă că se întreține. Adică nu vine o instituție din afară care zice, vai, n-are salariu minim și atunci nu se poate întreține, ha-ha. A, el hotărăște. Da, deci ăsta ar fi criteriul, să poți întreține. Și în practică, ce se întâmplă în practică? Cum evoluează, de-aia ne lipsește Gabi, da? Că el știa la prima mână. Cum evoluează un om înainte să fie complet adult? Unii sunt oameni mari și nu sunt adulți, dar cum evoluează? Păi încearcă și ia din ce în ce mai multe capabilități pe care le apropiază, să zicem, da? Le cucerește. Când e foarte mic, nu știe să lege la șireturi. După aia știe să lege la șireturi. Cu cât știe mai multe lucruri, o să le facă și o să vrea să le facă. Asta e apropo de consimțământul de mai târziu. Da? Și la un moment dat zice, gata, pare că nu mai am nevoie de ajutor sau o să-l cer dacă e. Mai greu de urmări ca la vârstă. La vârstă așa pui, nu știu, 16 ani, clic, te uiți și imediat ța, dar așa poate să întrețină singur? Ce știe să fac? Păi nu știu, să facă îngănuie. Nu, da. Face mai, cartofi prăjiți? Nu. Mai învață. Trebuie să facă și lasagne. În cadrul acestei cărți, asta poziția lui Rothbard cu întreținutul, poate că e scrisă prin altă parte, dar în cadrul acestei cărți, de asta am tăcut un pic ca să recitesc capitolul, nu zice de asta, zice doar de că el își exprimă dreptul de self-ownership atunci când îl demonstrează în natură. Pe scurt, atunci când pleacă sau fuge de acasă. Când pleacă, presupunem că pleacă cu consimțământul, părinții se duce la facultate, whatever, da, se mută de acasă, nu știu, sau când fuge de acasă împotriva... Asta e sensul. Păi nu, asta că... Asta are în spate fuga de acasă și plecatul de acasă. Nu, că el spune așa că... indiferent de vârstă, trebuie să permitem oricărui copil dreptul absolut de a fugi și să găsească părinți noi, zice el, da, care sunt dispuși să îl adopte. Aici mi se pare și în discuția pe care am avut-o dățile trecute referitor la povestea asta, este că eu aș spune așa că dacă el fuge de acasă, ce ziceam eu data trecută, era că dacă el fuge de acasă și tu presupui că astfel și-a luat consimțământul, copii care fug la 5 ani. Da.
că s-au supărat că nu le-a făcut o plăcintă și s-au supărat și au fugit de acasă. Da? Și se întorc după aia, că nu-i adoptă nimeni, că nu s-au supărat într-atât încât să fugă în alt parte. Da? La un moment dat îi răzbește foamea și se întorc și revin acasă. Și povestea era că dacă noi recunoaștem că din clipa aia are consimțământ, are self-ownership, de fapt... Asta e o chestie minoră. Ai putea să o rezolvi tehnic, zici, cum observăm că chiar a fugit de acasă? Păi nu știu, stă plecat mai mult de o lună. Și aia e arbitrară. E, dar vreau să zic că poți să o deduci din alții când au fugit, cât au fugit. Păi mai mult de o lună. După o lună se întorci, majoritatea se întorceau. Înțelegi genul ăla de deducem? Da, și n-ai putea spune în felul ăsta că dacă a supraviețuit cumva o lună în afara părinților, poți să spui că da, și-a demonstrat... Nu, dar zi, poți să spui că și-a demonstrat capacitatea de a se întreține în natură. Se împrietenește cu un pedofil și... Da. Și-a demonstrat capacitatea? You had to go there. Foarte bun, foarte bun argument. De acord. Mi se pare că și el supralicitează aici, adică un copil e un copil, știi, nu-i lași chiar așa. Am zis, dacă el vrea să arunce într-o prăpastie, îl lași ca să ai voința lui și a... Eventual a plecat cu o săptămână. Contează asta, exact, contează dacă a fugit de acasă sau nu mai întâi. Sau mai stăm, nu aruncăm așa cu libertatea. Deci cheia foarte bună este ce-ar vrea adultul care acum e copil. Da? Deci, dar împrietenii cu... pedofilul? No. Eu aș spune că... 99,99% este no. Eu aș spune că da, aici nu discutăm despre chestia asta, ci discutăm despre self-ownership și implicit consimțământ. Eu aș spune că astea două sunt puternic legate una de cealaltă și m-aș concentra mai mult pe consimțământ ca un proxy al self-ownership-ului, adică dacă poți să demonstrezi că o persoană e capabilă de consimțământ, atunci poți să-i acorzi acest self-ownership, adică poți să-i spui da, e clar, adică eu nu aș demonstra self-ownership-ul fugind de acasă și nemurind o săptămână, o lună de zile, pentru că așa cum a spus și Costel, poate că s-a vândut sexual pentru așa la 7 ani, which is not ok, da? În orice fel de sistem, acum ok, mai există unii care flutură steagul libertarianismului, dar care n-ar avea o problemă cu asta, noi avem. De ce avem? Pentru că copilul ăla nu e capabil de consimțământ. Da? Nu poți să spui că unul așa, de ce nu e capabil? Păi ce înseamnă consimțământul? Înseamnă să înțelegi consecințele acțiunilor tale. Atunci poți să îți dai acordul pentru acțiunile respective. Dacă înțelegi că acțiunile tale au consecințe și să înțelegi care sunt consecințele acțiunilor tale. De ce nu poți să spui, păi nu, copilul are consimțământ că vrea să sară în prăpastie. Uite, dar poate el crede că zboară, poate că el nu înțelege că dacă sare în prăpastie moare, nu înțelege moartea în sine. Nu înțelege, au buba poate o înțelege, dar... Au buba așa au de mare, buba mare, poate că nu înțelege. Cred că poți să rezolvi chestia asta și tehnic. Tu oprești, deci practic dreptul el îl are, da? Dreptul. El vrea să se arunce, tu îl oprești, el în mințile lui zice, nu sunt de acord. Ai un conflict între doi indivizi și ajungi să arbitreze chestia asta. E evident la arbitraj că ai făcut un lucru corect. Dar vreau să zic că nu, întotdeauna putem să ne oglindim în ce se întâmplă dacă apare un conflict. Și ce se întâmplă? Păi judeci, mă rog, să nu zicem bunăstarea individului respectiv, ci voința potențială. Conflictul din punct de vedere libertarian este atunci când apare o diferență de voință sau de consimțământ asupra folosirii unei anumite proprietăți. În cazul copilului avem mai multe probleme și anume copilului nu i-am acordat self-ownership pentru că folosim consimțământul ca proxy pentru self-ownership, deci teoretic nu apare un conflict. Conflictul în sine poate să apară în viitor.
Conflictul poate să apară și poate să apară și pe chestii super idiote, dar poate să apară și pe chestii corecte. Deci pe chestii super idiote poate să apară de genul, uite, la un moment dat să presupunem că adultul de acum 25 de ani, am luat o vârstă la care nimeni nu mai zice că dacă nu ești cu probleme mentale, nu ai capacitatea de a-ți da consimțământ. Da? Adultul de acum 25 de ani vrea să dea în judecat pe părinte pentru că la 16 ani nu l-a lăsat să se dea în tiribombe. Pe chestie, o chestie idiotă, am dat un exemplu de o chestie idiotă. Da, vrea să-l dea în judecată pentru chestia asta. Ok, bun, dă-l în judecată, hai să vedem ce iese. Dar tot adultul de 25 de ani, cum spuneam mai devreme, poate să dea în judecată părintele care l-a abuzat sexual când avea 10 sau 11 ani. Chiar dacă el nu știa, ok, la vremea respectivă, de ce poate să-l dea? Pentru că nu-și acordă consimțământul și a intrat în full self-ownership și nu-și acordă consimțământul retroactiv. De fapt, atunci când spunea Alex de pariuri antreprenoriale, da? Tot parenting-ul în sine este un pariu antreprenorial că ceea ce faci tu se va înțelege cu adultul din viitor și își va acorda consimțământul retroactiv pentru tot ce ai făcut tu. Punct. Să mă gândeam la asta dacă reproșează copilul că, uite, am vrut să mă sinucid și nu m-ai lăsat. Și nu știu, ar putea spune judecătorul, păi, nu știu, ca să am o probă că ai fi vrut cu adevărat să te sinucizi atunci, fă acum. Ca să ai asta de sinucigaș, ca să fiu sic, altfel e o prosteală, știi, o? Vrei să scoți niște bani de la părinți. Nu, dacă ești nihilist și asta și asta era opțiunea, să mor de mic, fă acum, știi, ca să trimit banii pe carte și pe numai de dincolo, știi. It's a very good point, yes. Cred că am acoperit. Nu, că ar mai fi un lucru. Tu faci niște acțiuni asupra unui entități incapabilă de consimțământ. De fapt, de aici vin toate problemele în jurul copilului. Faci niște acțiuni asupra unei entități incapabile de consimțământ. În viitor, ea va avea consimțământ. Dacă lucrurile funcționează așa cum sunt, în viitor ea va avea consimțământ. Tu, ca să scapi de judecată, ai putea să termini viața acestei entități. Și atunci ea nu va mai ajunge la punctul în care să-și poată dea consimțământul. E asta o teorie etică validă? Și anume să scapi, să omori oamenii care se plâng, care s-ar putea plânge de acțiunile tale ca să scapi de consecința acțiunilor tale? Eu aș zice că nu e validă. Indiferent dacă tu ai creat persoana respectivă sau nu. Păi nu e validă. E o agresiune. Oricine are dovezi despre agresiunea respectivă poate să caute dreptatea pentru din partea victimei. E, și chestia care de unde apare complicația cea mai mare este în felul următor. Persoana care trebuie să răspundă împotriva acestei potențiale judecăți. În primul rând, primul lucru care e foarte greu de înghițit pentru toată lumea, pot să-l înțeleg de ce e foarte greu de înghițit pentru toată lumea, dar asta e problema voastră. Cum? Copilul să mă judece pe mine ca părinte despre cum l-am dus. Da, ok, am înțeles, e greu de înghițit. Știi cum e, Vali? Zice, taxarea e furt. Vali, știi cum e? Tu m-ai făcut, eu te omor. Nu, aș zice că totuși nu. Nu e, ținând cont că am stabilit în capitolul trecut că pedeapsa maximă, moartea nu poate fi dată decât pentru crimă, nu pentru tentativă de crimă, cât pentru crimă. Dacă tu m-ai făcut, eu nu pot să te omor, că nu m-ai omorât. N-aș putea decât să te fac. Seamănă foarte mult cu spiritul libertarianismului ăsta centrată pe copil. Copilul e șef acolo, e proprietar. Pentru că tendința stâncii e să pună accent pe stat, statul e pe birocrați, a dreptei pe familie. Libertarienii pun, nu, și familia poate fi abuzivă, deci nu. Libertarienii pun pe individ. Pe individ, copilul e șeful.
Mă rog, și șeful său. Și asta, și asta sună, și asta sună puțin non-intuitiv, știi, că atunci vine lumea și îți cere să o aplici literal. Păi cum copilul e șef? Păi ce, copilul decide? Păi copilul nu știe să decide. Da, asta zicem și noi, copilul nu știe să decide. Și atunci trebuie să decizi tu și să sper că îți va acorda consimțământul retroactiv atunci când va fi de acordat. Da, sună judecată, da. Poate că nu deci e confortabil. Putea, deci s-ar putea să trebuiască să-i dea niște înghețate uneori. Știi ce? Da și nu. Adică... It was a bad joke. Doar dacă crezi că... Uite, de exemplu, dacă tu i-ai promite copilului înghețată, hai să o luăm așa. Adică contează și ce se întâmplă în jur. Și dacă tu i-ai promite copilului înghețată vreme de 10 ani, dacă, nu știu, dacă își face temele sau ceva, și nu-i dai 10 ani. Și nu-i dai 10 ani înghețată, da, poate că e rost de o plângere acolo, știi? Ok, nu știu în ce măsură copilul ăla o să iasă normal dacă acceptă să-l minți 10 ani de zile, știi? Cu speranța că poate mâine. Bine, chestia asta se întâmplă în mainstream la fiecare alegere, nu? Toți care se duc la alegeri zic cu speranța că poate mâine, adică... Asta că da. Peste 4 ani îi pedepsim la vot. Sau mai rău, nu mai votez. Să vezi și voturile mai dai. Am arătat eu. Și spuneam că complicația în sine se trage dintr-un singur lucru. Faptul că persoana care urmează să fie judecată este și persoana care deține tutela copilului. Întotdeauna asta, adică și dacă vinzi copilul tutela următoare, va fi în aceeași situație, da? Persoana care va fi judecată de copil pentru felul în care a fost crescut, căreia îi va trebui să-i acorde retroactiv consimțământul pentru acțiunile respective, este aceeași persoană care deține și tutela copilului. Poate părea acolo un conflict de interese. El nu e neapărat un conflict de interese, pentru că la dracu, oamenii în general au interesul copilului în inimă, da? Îl înțelegem, majoritatea oamenilor le pasă de copiilor, da? Dar dacă sunt cazuri în care îi abuzează, atunci poate ar trebui să le separăm interesele. Că ele există deja separat. Și cum îți dai seama? Păi nu știu, câteodată e ușor să-ți dai seama. Câteodată e ușor. Câteodată e ușor, câteodată e greu. Important este că noi nu milităm pentru invadarea vieții cuiva. Și vorbim despre ce e corect, cum să aperi drepturile indivizilor. Evident, standardul de dovadă ar trebui să fie unul extraordinar de ridicat și în niciun caz unul, cum să spun, unul central, unul de la centru. Și iarăși, în niciun caz nu ar trebui să fie cu impact imediat asupra copilului în sine. Adică tu poți să te bagi, dacă vrei neapărat să te bagi, dar e ca un pariu din ăla antreprenorial, te bagi între agresor și victimă. Dar dacă se stabilește că acolo era de fapt ceva cu consimțământ sau că nu e locul tău să te bagi acolo, o plătești. Dar, din nou, toate chestiile astea, în nume individual, în niciun caz în numele statului, cât mai local cu putință, ca să fii sigur că te folosești de cutumele acceptate în interiorul comunității, niciun caz de la centru, niciun caz de la stat. Dar alternativa care e? Nici hotărâre democratică a asociației de proprietari. Da, evident, asta that goes without saying. Dar alternativa care e? Adică... Părinții și statul, de-aia ziceam că e o corespondență, știi, între diferențele astea de putere. Între filozofiile astea, adică e clar că socialiștii sunt mai apropiați de rolul mamei, să zicem. Pare ca o mamă protectivă și niște conservatorii de rolul tatălui, știi, mai războinic. Pe Facebook am văzut observația asta. În timp ce libertarienii ar fi de individ, de om.
arhetipal, cum mai face? Deci unii sunt forță maternă, care poate să fie devoratoare, alții sunt forță paternă, care și aia poate să fie devoratoare. Ăștia ce forță sunt? Forța... Te consideră un adult. Râzlea, cel voinic, unul care își câștigă, e o altă chestie, este iarba care crește. N-ai un al treilea arhetip, ce susțin iubitorii libertății? Nu e un individ care crește. Aș spune că iubitorii libertății susțin drumul eroului, individual. Da. Da? E partea ailaltă din poveste, aia care rezolvă tot. Cam bazme. Mai e ceva? Poate chestia aia cu adolescenții închiși. Ai ceva de ispă acolo? Tinerii adolescenți. Ce ne-ați un pic? Păi asta era ideea, erau tot felul de cazuri de-astea de tineri delinvenți se multiplicaseră din orice deveneai. Da, e o chestie pe care Rothbard petrece destul de mare parte din capitol, pentru că se pare că tribunalele în Statele Unite, tribunalele juvenile, un concept de care la noi nu prea există în România, au tot felul de puteri din astea ciudate, cum ar fi... Aici o școală ajutătoare sau e chestii de astea, știi? Școala ajutătoare e pentru aia care nu se ajută singuri. Nu. Ai școli corecționale ar așa, fi da, alea. De corecționale. Okay, supărarea lui Rothbard era că... Bine, cred că e amestecă, de-aia avem impresia asta, imaginea asta. Din lipsă de fonduri, cred că e mai... Nu, la noi nu există tot principiul ăsta. Adică chiar ce e descris aici în capitol, e un întreg aparat de stat care nu funcționează la noi. La noi e doar pe crimă. Și pe crimă spune și el că n-are nicio problemă. Că în clipa în care ceea ce face adolescentul este o încălcare a unei legi, atunci funcționează corect sistemul de justiție. Adică are apărător, are tot ce trebuie. Și da, ok, intră într-o pușcărie mai specială, dar nu e atât problema pe care o are Rothbard, e cu că faptul că aceste tribunale juvenile din Statele Unite pot, practic, își arogă o oarecare jurisdicție, se apucă, îi bag la închisoare pentru că, nu știu, nu s-au comportat ok, au fost indecenți în public sau da, chestii de genul ăsta, știi? Deci, supărarea lui Rothbard era că statul avea prea multe puteri plecând de la niște concepte doar morale, așa, că nu erau de vreme acasă, că nu erau ușor de... că nu erau ascultători, disobedient, chestii din astea și băgau în școli din astea, în fine, forme de încarcerare, își luau de acasă, deci prea multă putere a statului plecând de la niște lucruri morale. Ce-mi veni... acum să zic, este că avem o grămadă de oameni care vor binele societății, care se folosesc de perceptele astea morale și vor să îndrepte societatea și își doresc, din cauza, aici și psihologic, își doresc lucruri foarte dure și violente din cauza că le-a ajuns. Psihologic au așteptat să enerveze foarte tare și acum vor să facă niște lucruri groaznice. Ideea este că ai mulți oameni care se plâng de cum a ajuns tineretul. Tineretul, putrigai, vai, nu mai ascultă, nu pun mâna pe o carte, toate plângerile pământului. Și ar vrea ca cineva să facă lucrurile astea. Pentru că ce vreau să zic? Ok, poți să ai o observație despre cum ar trebui să fie societatea. O tinereți ar trebui să fie cumva, cum crede oamenii. Ce poți să faci pe chestia asta? Păi poți să ai o discuție cu ei, poți să ai o discuție cu părinții, sunt niște mecanisme de societate, niște interacțiuni în baza unor valori morale. Dar ei ce vor? Ei vor să se dea o lege, să vină statul și să se facă peste tot același lucru și ei să nu facă nimic. Da? Asta mi se pare deranjant. Deci vrei să îndrepți societatea? Pune mâna și opune-te. Unul aruncă o chestie pe jos. Zi, prietene, deci nu mai arunca. Și de aici până la lucruri mult mai complicate, ca să nu intrăm toate amănuntele. Bine, adică omul sfințește locul. Aș mai zice aici că argumentul pe care îl livrează el era
că, mă rog, pe care livrează, pe care a ajuns să livreze statul. Deci în America, patria libertății, da, unde dreptul la ce liberty, life, liberty, pursuit of happiness. Life, liberty and the pursuit of happiness, da, nu mi-e și se primul, așa. Ăștia, ca să își justifice intervenționismul asupra copilului, spun că nu, copilul în sine nu ar avea dreptul la liberty, ci ar avea dreptul la custody, dreptul la custodie. Copilul are dreptul să fie în custodie. Și dacă părinții nu își performează drepturile de custode corect, atunci statul are dreptul să intre ca să-i asigure copilului aceste drepturi de custodie. Nu e cazul. Alea erau agresiuni alea? Că închidea, erau, nu? Că îi lua aiurea, ei nu făcuseră nimic. Nu făcuseră nicio agresiune, da, asta era... Îi lua pentru ce a spus Alex mai devreme, că băgat la... Avea părul lung sau nu știu. Răspundea obraznic. Și cumva libertarienii care sunt foarte sensibili la drepturile părinților au senzația că de la ce discutăm noi să ajutăm copiii să-i protejăm, ajungem la chestiile astea. N-aș zice. Nu e protecție de aia prostească, n-ai vorbit de protecție de aia de cu sânge, știi, adică îl proiectezi de mutilări, de nu știu ce, nu că e ăla domnul Goe, știu, plus că am spus, libertarianismul se pronunță pe o morală, știi, cum să fie copilul, cât mai, nu știu, bisericos, cât mai, nu știu, libertin, nu se pronunță pe așa ceva, se pronunță doar pe situațiile aia de agresiune, când e călcat în picioare, vrea să-l apere. Dacă ți se pare puțin, nu știu, mie nu mi se pare. Din nou, de ce se pronunță? Din cauza că este o filozofie legală. Da? Nu, da, este școala austriacă în care se discute economie și nu este o școală de moralitate. Noi putem să avem valori. Sunt valori care pot să fie coerente cu partea asta legală. Dar noi tot timpul vorbim de drepturi și de... Asta e limita pe care ne opunem. A partea morală, bune practici de societate, nu sunt excluse, dar nu asta facem, nu cu asta ne ocupăm. Vrei să avem și valori morale? Avem. Nu știu, a zice că suntem la o, a zice că suntem la o carte care se numește Etica Libertății și discutăm practic despre o etică aici, nu atât de mult despre o filozofie juridică. Discutăm despre... E nefericit. Nu numai vrea să spună filozofia politică. Asta despre asta e carte. Nu e despre fi bun, așa cum Dumnezeu este bun sau nu știu ce. Nu, e despre... E o filozofie politică, juridică, știi, despre... Ce avem drept să facem. Uite, aici aș fi curios de distinție, dacă poți să... În încheiere. Cu asta încheiem. Dacă poți să explici care este diferența dintre... Deci eu când mă gândesc la filozofia politică, eu nu pot decât să o asociez cu statul. Adică pentru mine filozofia politică a libertarianismului e că nu trebuie să existe statul and that's about it. Ce se face, ce, o frază. Acțiunile dintre oameni le-aș asocia unei etici. Adică aș fi de acord cu alegerea termenului de Rothbard. Dacă vrei să normezi acțiunile dintre oameni, aș spune nu, asta e etică. Ce este etică? Ceea ce ți este permis să faci. De ce? În virtutea drepturilor pe care le ai. Și mai drepturile generală, izvorăți din tine, nu de la e stat. E mai generală. Etica, morala sunt mai generale, știi, decât... Niciunul nu agresiv, două, trei reguli acolo în principiu și este minimalist, ăsta nu e un stil de viață. Din ce creștinismul îți dă un stil de viață. Păi da, asta ateismul nu știu de care, e un stil de viață acolo, nu e... Aici aș spune argumentul că tu n-ai nevoie de mai mult decât ca să ai o etică, n-ai nevoie de mai mult. Ceea ce face creștinismul și au o nume formă de ateism militant și budismul și islamismul, ca să nu le rămână nimeni, să fim inclusivi, da? Astea sunt, cum să spun, sunt etici care se întind prea mult. Spune. O etică sănătoasă e exact asta, două, trei principii maxim, noi avem unul,
Da, din care poți să derivi tot de ceea ce ai nevoie. A zis că și ele s-au dus prea mult. A zice că da, că problema lor e că ele s-au întins prea mult. Oricum sunt mai lungi decât principiul non-agresiunii. Okay. Dau mai multe chestii. Aș poți să vezi exact, nu discut așa ceva. Exact. Dar spune că ai o problemă în interiorul construcției lor. Nu e atât, că n-aș identifica atât etica cu un cumul mare de obligații pozitive. Așa ar fi mai lungi. Că tu ai două axiome, ele au 20, știi, deci tot ar fi mai lungi. Ok. Acestea fiind spuse, vă mulțumim pentru atenție și răbdare. Pentru Costel Stăvărache, Alex Chiriac, eu am fost Valentin Berceanu, ne-am fost în Dodi, ori în libertate, că e mai bună decât toate.